Yeah. Asta e din fine și fără. O fi început prostia asta. A fi ciudat să nu fi început pentru că vorbesc singur în casă. Că de mama mai a făcut nebun. Intrăm și noi pe stream acum. Păi da, nu. Bla bla bla. YouTube. Live stream. Da, e live. Nice. Salut, toate tuturor și bine ați venit la primul meci. Din... turneul nostru de 1v1. Eu sunt minota dumneavoastră gazda Asi și totodată foarte frumoasă. Primul meci. Și astăzi o să urmărim împreună uluitorul meci dintre Aqua Blue și minunatul Vulcan. Este meciul de deschidere. Cei doi se întrec în grupa D. Hai back. Deci, pregătiți. Ok, imediat trebuie să fac aici niște comenzi. Sol, să schimbăm freeze time-ul. Mă pun freeze time 1. Gata, prima rundă a fost cu 15. Greșeala la mea. Cred că ați pierdut-o. Nu, e bine, nu trebuie să facă. Și, să vedem. Au început. Vulcan schimbat, nu este neatins. Aqua Blue și Vulcan ține primul punct. Hai să lăsăm așa. Oh, s-a spunat amândoi sus. Oh, un spray încercat acolo de Vulcan. Amândoi sunt neatinși. Aqua a luat un pic de demn de acolo. Este redus la 7-3 și Vulcan. Păi ești ghenă, Petras. Este 2-0. Runda 3. Vulcan cu un one-tap ducea scorul la 3-0. Impresionant cât de cât. Să vedem. Acum puțin fac un solo cu acolo, însă nu știu o idee bună cum dacă adversarul știe unde ești. 4-0. Tot mai favoară de el, se pare. Vulcan de sus, Vulcan începe jos și Vulcan cu un burst. Mai multe chiar. Îl pune la pământ. Visul meu este să devin comentator pe CSGO. Aqua nu știu unde este Vulcan acolo, rămâne în 32 HP. Vulcan nu știu unde este Aqua acum, dar este identificat unul pe altul și Vulcan îl bate încă o dată pe Aqua. Se pare că Vulcan se descurcă destul de bine în această serie. Aqua, îl caută. Se caută reciproc acolo, l-a văzut. Vulcan, Vulcan încerca să tragă acolo după el și a reușit. Se pare că preferă Acaul. Aqua pune un pic acolo de damage. Vulcan ne pune un pic de damage acolo, însă Vulcan reușește să-i răvească capul acolo. 23 HP. Un pic de... 9-0 pentru Vulcan. Se pare că Vulcan domină categoria de arme. Hai să pot la un 2. Vulcan din nou. Este 10-0. Nu mă așteptam să fie un scor atât de detașat. Vulcan, 11-0. Foarte...
Foarte lipsiți de tactică cei doi. Mă refer la faptul că am văzut că avem un stil de tras din partea niciunea dintre ei. 12 la 0 și se îndreaptă spre un flawless destul de mare aici. Vulcan din nou la moară pe Aqua. Incredibil. Nu mă așteptam la o diferență din mare de valoare între cei doi. Vulcan duce la 14 la 0 prima mapă. Ultima rundă din prima repriză, Aqua l-a văzut, s-a văzut pe loc și vine Manta Bull și este 15 la 0. Incredibil. User joined your channel. Asti, ești live? Da. Dar nu-mi apare, poate. Intră pe canal. Păi sunt. Am intrat. Pentru cine e 15-0? Aqua? Pentru Vulcan. 16-0. Pentru Vulcan. Pata. Prin Aqua. A intrat 3 pe mapa, fac. Greșeala mea. Dacă n-am spus băieții ce mai pomează. Ce că da. Ce că da, ce mai pomează, da. Du-te și tu și întreabă. Pistoale, te rog, pistoale era. Da. Nu mai știu ce-am ales. Of, până mi-e mie pe train. Doamne, chiar că mi-am luat. Sunt prost optimizate și Nicu și Trenul după părerea mea. Foarte prost optimizate. Cred că lucrul care este prost făcut la ele este textura. Pentru că cam asta este singurul lucru care a fost schimbat. În rest, textura, modele, da. AIM, USP, GO, parcă așa era, nu? MAP, AIM. Și s-a blocat, ce ne-a așteptat, ce drăguț, adăug ce se GO-ul. MAP, AIM, USP, da. Spune-mi asta, așa că trebuie să dau alta până mă să se vească. I'm map USP, ok. Proste nume. Trebuie să le schimb, dacă tot le-am pus. Uf, mi-e un somn și mie aș dovi acum. I'm USP. Mă credeți că am uitat? Era I'm map USP, nu? Da. I'm map USP. I'm map USP. Mi-a dat și o seama, dar n-am conținut minte. Ce meci? Ia, se fești pe 0. Ai spus că joacă prost ăsta. Vezi? Vezi ce mi-ai făcut. M-ai încurcat aici. Așteptăm și venirea lui Vulcan. Hey, wake up! Și am primit un poke. Mută-mă și pe mine. Nu pot. Nu am voie. Rrrr,
țigane. Pe. O să fie un pic deviat programul. De ce? Puțin. Păi. Că s-a mai întârziat o leacă. Te crezi. A venit. Păi mai intrat acum? Acum. Să băgăm repede. Mă, pă, freestyle. Aoleu, acolo. Se întâmplă, frate. Ce s-a întâmplat? Acum începe prima rundă din a doua mapă și am început. Vulcan începe la Tero și acolo. S-a plăcut la aia, mai multe tapuri acolo încercate de Vulcan, unul trimis cu succes spre capul lui Aqua Blue și deschiderea de scăuia aparține din unul Vulcan. Și prima rundă câștigată de Vulcan. Ești un Vulcan. Și Aqua Blue obține prima lui rundă din nice. Se pare că nu va fi chiar un flawless victory. Afară se ține mult prea mult capul aici. Cred că este o tactică destul de bună. Ținând cont de faptul că USP-ul are un o capacitate de gloanță mai redusă, nu cred că este o idee bună să spamezi părere proprie. Acum Aqua face bine, are nu-și de pe capul. Aici însă și Vulcan rezolvă același lucru. S-a mai putut trage acolo, Vulcan încearcă să scoate de el, l-a zărit acolo. Vulcan, să nu am tap. Impresionant. Deci scorul la 3 la 1. Vulcan, mă, nu Vulcan. Vulcan, Vulcan, foarte rău. Ha, să nu știu. Vulcan. O fantazie tras acolo de Vulcan. Fără succes însă. Nu cred că este problema în legătură cu gloanțele pentru un jucător de pe 2000. Acolo în reflex nu știu că lui Vulcan. Nu mai pot să văd hărta, nu știu de ce. Asta Vulcan este destul de scăzut acum. La fel și Aqua Blue, însă Aqua Blue reușește să găsească acolo o lovitură câștigătoare. Și scorul este 3 la 2. Acum. O, ala de ta. Încearcă să obțină un one tap. Fără succes însă încarcă și încearcă să se apropie. Apropie. Aqua Blue cu un spray acolo, îi găsește capul lui Vulcan. Impresionant. Scorul este 3 la 3. A văzut acolo Aqua Blue pe Vulcan. Aqua Blue, Aqua Blue încearcă one tap-ul. Întârzie un pic loviturile. Vedem și nivelul pe Aqua Blue un pic. Vulcan se grăbește acolo să tragă un pic. Și-a găsit acuratețea și Aqua Blue cu un headshot foarte frumos pe capul lui Vulcan. Foarte, foarte frumos. Se pare că Aqua Blue se descurcă mai bine la pistoale decât se descurcă la arme. O, un one tap acolo trimis de Vulcan fără nicio șansă pentru Aqua Blue. Aqua Blue nu prea reușește să conecteze câteva gloanțe. Capul acolo, Aqua Blue. Nu reușește să mai ia încă o rundă. Da. 5-4 pentru Vulcan. Ele de capul acolo, două gloanțe sunt de ajuns ca să mai ia o rundă. Și îmi urlă câinele în casă. Foarte, foarte frumos. Se văd acolo reciproc și nu înțeleg cum Aqua Blue nu reușește să conecteze aceste glanțe. Se urlă căile la... Ia, avea cu lepine. Este o strategie bună din partea lui Vulcan, însă... Sper că scorul merge în favoarea lui. Vulcan acolo conectat de Aqua Blue, însă el își expune prea mult, pardon, mă scuzați,
prea mult din corp și asta, cu asta îl taxează Vulcan pe Aqua Blue. Numai eu reușit acolo Aqua să obțină o rundă, l-a văzut. Este... Aqua Blue este tipul de jucător care are nevoie de timp ca să... ca să conecteze un glonț, însă Vulcan este fix tipul de jucător căruia... căruia îi plac acest tip de jucător al lui Aqua Blue, pentru că are reflexe destul de bune de dezvoltate și reușește să conecteze glanțele foarte repede asupra capului. 10-5 acum la pauză. Încă este posibil pentru Aqua să întoarcă acest rezultat, însă va trebui un joc perfect, fără greșeli, și Vulcan deja începe să-și arate dominanța pe Aqua Blue. Acum dacă câștigă iar Vulcan, nu se mai joacă, nu? A trema. Încearcă să câștige puțină distanță acolo. S-a zărit, s-a zărit ceva. Și Aqua Blue mai reușește să câștige rundă. E bine faptul că Aqua Blue se apropie cât de cât de scor. Nu este o diferență ca și cea de pe harta precedentă. Aqua Blue nu cred că este atât de experimentat cu pe 2-1 pe cât este cu TP-ul, nu este într-o întâlnire acum acolo se bată cu Vulcan și nu cred că a realizat asta. Vulcan vede decât capul. O singură lovitură este ajuns pentru a-l pune la pământ pe Aqua Blue și reușește incredibil această lovitură. Se pare că scorul este 13-6 și Pandora pe decurge tot în favoarea lui Vulcan. L-a văzut acolo, nu știu dacă acolo l-a văzut, se pare că nu, încearcă să câștige un pic de distanță și reușește. Cred că asta a fost o strategie cea mai bună, să câștige un pic de distanță și să încerce să nu mai joace la one-tap cu Vulcan. Nu este bine ceea ce face acum Aqua Blue, încerca să câștige distanță, însă nu scoți începutul. Aqua Blue cu un one-tap acolo, incredibil. 13-8. Da, se pare că și Vulcan a realizat strategia lui Aqua Blue. Însă îl taxează aici. L-a taxat faptul că și-a arătat tot corpul. A fost o idee atât de bună. La un punct de match point. Acolo Vulcan va prinde până la acel hit dacă continuă tot așa. Vulcan încearcă să conecteze un cap în sac, reușește primul. Și se pare că Aqua Blue a ajuns la 9 runde. Este foarte impresionant faptul că... Oh, Aqua Blue cu un one-tap incredibil acolo pe capul lui Vulcan. Asta a fost o lovitură foarte frumoasă. Aqua Blue l-a fost acum. Aqua Blue nu reușește să mai ia încă o rundă și Vulcan se află la un punct de câștigare a meciului și a seriei. Vulcan este pe capeta, dacă Aqua Blue nu profită și Vulcan încheie meciul cu un 16-10 pe a doua mapă. Scopul a fost foarte, nu chiar foarte strâns, a fost destul de apropiat în gata. În cea de-a doua... User joined your channel. Ăla-i. Felicit. Bravo, acolo. Mâna, a doua mapă am făcut ceva, nimic de zis. Acolo-i. Hai să-ți lăște. Stai. User was moved to Giacomo. Și tu bravo. Pentru jucat la mine și pentru câștigat la tine. Nu, deci frate, mi chiar m-a speriat că a început să joace bine la un timp și ziceam: "Mamă, mă bate." Da. A pula la. Da zi. User was moved to your channel. Nu vă. La un test pe țigane, poți să mă lași un pic cu cei doi minunati. Bine. User left your channel. Dacă v-aș spus la asta, dar aveau și un post-game interview de la fecare. Da. Am câteva întrebări pe care am de gând să vi le adresez amândoi dintre voi. Desigur. În rând, Aqua sau amândoi pentru așa. A valabilă întrebarea asta. Vă cunoșteați reciproc? Nu. Nu. Nu, asta e prima oară când v-ați întâlnit. Da. Și pe public. La ce vă așteptați unul de la altul înainte de meci? Aqua? Să pierd. Foarte încurajată. Vulcan. Păi, eu am pornit, m-am gândit să
joc ca lumea, să mă bazez pe skill, să fiu atent la ce fac, la tot, în mișcări, tot, că mintează foarte mult momentul. Și am pornit cu ideea să câștig și chiar să câștig turneul, de ce nu? Am încredere în mine și în skill-ul meu. Cred că ai foarte multe șanse să câștigi. Sper. Azi ăla s-ar putea să-l bată. Și... Acum, cum te-ai simțit pe prima apă când ai văzut că Vulcan ia rundă după rundă, rundă după rundă? Normal, mă așteptam să pierdem, puii mei. Pe pistoale ai opus un pic de rezistență. La pistoale e runda mea preferată mereu. Am crezut la un moment dat că... chiar o să reușești să-i pui probleme. Însă s-a detașat un pic. Da. Ați trebuit să mai lucrezi la strategie. Acum că... ai câștigat primul meci din serie și practic ești pe primul loc în grupă. Da. Deși ceilalți nu au jucat primul lor meci, ceea ce probabil se va întâmpla mâine. Dar vreau să te întreb dacă o să urmărești meciul celorlalți doi, adică celorlalți trei, pentru că de fapt sunt încă trei cu voi, sunteți cinci, celorlalți trei din grupă, dacă o să urmărești meciurile lor sau... Desigur, normal, ar trebui să fac asta, pentru că trebuie să-mi văd adversarii. Nu pot să pornesc cu ideea că am câștigat primul meci, ba pe toți, trebuie să mă antrenez puțin, să le văd stilul de joc, înțelegi? Să fiu puțin atent, că am realizat și eu că jocul ăsta nu e așa, că câștigi mereu. Ai de gând să ieși din grupă pe primul loc? Da, normal, de ce nu? Dacă merit asta, de ce nu? Acum? Da. Sper să termin pe 2, să ajungi la baraj și ce vei de la grupă? Să fii pe locul 2 sau să fii primul care pierde, da? Pe 2. E și asta un mod de a privi lucrurile. Normal. Vă mulțumesc pentru meci și pentru fair play-ul cât de cât acolo. Da. Nu uitați să urmăriți topicul ăla dacă mai aveți informații care o să mai urmeze. Legătura cu meciul o să vă mai anunț eu cum o să mai jucați și cum mai da. Aveți timp. Chiar acum o să updatez aici lista cu... Eu când mai am meci chiar. Chiar mai încolo. Vezi că azi merge semnătura asta. Eu astăzi mai am meci? Nu, nu mai azi meci, cred. Ok. Depinde, dacă băiatul care joacă cu Aqua mai poate să mai joace cu meci, atunci... dacă ai și tu timp, poate mai jucați. Dar nu știu de timpul lui, că nu mi-a spus sigur. Ok. Deci... Aqua Blue cu Vulcan 2-0. Și a fost... ce mai... Și a fost... Știi că numărul 2-0. Păi de mine mai e nevoie că trebuie să mă duc până jos. Nu, stai liber, puteți să plecați. Gata, mulțumesc. Salut. User left your channel. User left your channel. Fuck. Următorul meci este tot acolo, aparent. Acum am văzut. Să-l căutăm pe acolo. User joined. Ați jucat noi doi? Nu, mai are Aqua un meci acum, mi se pare. User was moved to your channel. Da, zi. Ai treabă acum? Nu chiar. Trebuie să joci cu Colmiei ăla. Când? Acum. Chiar acum? Păi acum intră și el. Ah, păi de să intre. Jucăm. Acum. Cine e netul pe zonă? E Cad. Cad. Doare capul. Dă-i bani 2 ore să calmeze. Deci o să nu bă că s-ar putea să joc ea. Dă-i 2 ore și-l scos când trebuie să joace. O să continuăm live-ul cu meciul dintre Aqua Blue și Call Me Ace. Hai Aqua, îl bați pe ăsta, da? Habar n-am. Hai, ce era în care? Bă, da, ai văzut cum trăgea ăla să-mi bam. Da, trăgea bine, nu trăgea. Nu știu, n-am văzut armele, cum trăgea asta? Trăgea destul de bine, hai. Mamă. Am văzut că era 15, m-am gândit că e pentru tine, da. Ține cont că am mai jucat pe mapa aia cu câțiva și tot făceam cât un kill. Cum pui un XL? Ce trec, cum luai interviu? Ce? Cum luai interviu? Da. Și ăla îl postezi undeva? A fost pe live. Ai de pula mea. Cine e pe live? S-a terminat pe a doua mapă. Nu știu ce îți spun pe live. Stai. 16 pe 8? 8 sau 9? Da, 8. 8. Și a zic că aveai... Ai filmat și meciul? Da. Hai de pula. A fost live. Ah! Nu, no, era mai comentator. Lasă, primul a fost așa.
A, păi nu vin țigane că nu ai jucat-o? Vin și da? Mie, bă, mine, ia-s comentator. Dar bine, am stat aici, am vorbit. O să îl pun pe Aqua comentator. Chiar vreau să uit după aia la video. Aplatez live-ul, nu? E, da. Patru îl vizionează, ia. Aha. Dar scrie și tu, mă, Asi... Nu scrie Asi livestream, scrie și tu, turneu 1v1. Vezi, România. Scrie pe ăla, 1v1. Dar scrie și tu, mă. Păi, asta se... Nu e atât de mare, văd. Ce? Nu e delay mare pe stream, văd. Nu, de vreo 7 secunde, așa. Da, exact. Nu mă așteptam. Vedea ce voce urât am pe TeamSpeak. Ce voce nasol am după cu microfonul ăsta, dracu să-l ia. Păi, oricum ești nasol. A intrat, mă, ăla? Acum a intrat, mă, stai așa. Adcode ăla e? Ce? Adcode? Nu. A, nu, ăla e de la CNN. Bă, dar ce-mi schimbă vocea microfonul ăsta aici, pe mine? Ce fel mă aud pe stream-ul ăla? E doar aici, mă. E doar aici. Hai că mă aud un ecod la simpui mei. Ai văzut, mă, țigane, postul ăla? Ce post? Ăla cu părere. Nu, hai că citește. Am văzut, dar nu l-am citit. Citește, să vezi. Lui scrie acum, mă? Mhm. Asi. Da. Lui scrie? Da. Lui scrie acum, mă? Mhm. Asi. Da. Lui scrie? Da. Lui scrie acum, mă? Asi. Lui scrie? Mă uit ce răspamez pe ăla. O, Macarena. Hai, mă, să jucăm numai că ăla n-are nici TeamSpeak. Asta-i. Hai să jucăm noi. Are, mă. Asta-i. Hai să jucăm noi. Hai, mă, să jucăm noi. E grele. Ia, stai 2 secunde, revin. Asta-i? User left your channel. Eu la cât joc? La 9:30 teoretic, dar o să mai decalez. Pentru că... 9:30? Shobi. Pentru că... Mai sunt 2 meciuri până acolo. Ah, ok. Dar asta trebuie să înceapă la 8. Dar nu le faci live pe YouTube? Ba da, e. Ba da. Ah, bărba. Fii atent, patrane, deci deschis TeamSpeak-ul. Și nu o să apară asta aici, mă rog. Tu dai aici pe Connections. Dai Connect. Și ai scris ts.place.ro. Și aici îți pui numele tău. Și o să apară așa. Și apeși pe Connect aici. Vezi? Și te trag eu aici în camera ta, trebuie să faci. Raport. Bă, țigane. E? Joci cu Ați? Nu știu. E alt meci acum. Ce meci? Nu știu. Acolo. Și după jucăm noi sau? Nu știu. Hai să mă întâlnesc. Dacă e să pierd cu cineva, pe urmă, mai am o șansă să intru înapoi, nu? Mai nu. Deci jucați voi până la urmă, nu și eu, nu? După aia, nu știu. Vedem. Dar tiranianul sau, nu știu,
Bă, asta nu intră. Aia e greu cu tine pe asta, nu se face. Dar trebuie neapărat să fie pe dinspe? Da. Uite, a, nu e. Asta o scrie incredibil de greu. O scrie și ștergem pula. Azi te auzi cam încet pe live. Știu. E de la microfon azi era. No players, no players. Ai auzit? Vezi că ați greșit. Asi. Mă știam cum să numește comunitatea. Cu cine mă joc? E grele și e multe. Hai, dă premiul meu, lui țiganul și țeip și aia. Gata, mă, colmii ei. Vezi că vulcanul ăla s-ar putea să... User was moved to your channel. Fie problematic. Calmii ei, salut, frate. Da, ce ranche? Ce ranche? Suprem, da. Suprem? Nova, da. Domnul Ace, ce să faci, domnul Ace? Da. Fugiți și voi sus, că îi bag pe ăștia și începem să mai vedem. Păi îi bagă mă pe mine la turneul 1v1. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Da, bă, ceva aici. Sal. User was moved to your channel. Intri pe server. Bă, câte voci să-mi bag ceva. Ce? Intri pe server? Da, mă. Hai. Ce server, mă, n-am mai bine. Ți-am dat-o în privat. Aha, ia. Să-mi spuneți când ați intrat, da? Cam astea mai sunt meciuri programate azi, deși nu... De ce mi-au aici bătaie? Unde ți-ai bătaie? Altă trebuie să ce... Ați intrat amândoi? Acu intru eu. Acu? Acu la CT. Acu intru. Te rog spune-mi că nu e train. Te rog spune-mi... Nu mai spune-mi pe rău. De ce intră foarte train automat după ce se ține mapa? Și nici nu există comandă de aia de set next map, știi? E setat din config. Nu știu. Stai că trebuie să mut live-ul de pe de... E default map și de aia. Nu, default map e de-a lui. Așa? Nu. Cred că rulează mapele singure, nu vine. Și dacă bagi un an după aia, gen să reia ordine. Da, nu ți-a intrat pe CSGO, ce drept. Păi nu, nu vezi pe live, că n-am setat încă să arate CSGO, am setat să arate. Bă, șaule, sunt aici pe mapă. Așteaptă să vorbe acolo. Acu. Te conectezi? Da. Haide. Se vede acum în CSGO, țigane? Da, gata! Adică stai puțin de... Gata, da, merge. Așa. Dați să intru și eu. Și începem direct? La, mi-a ieșit tot, cum ați făcut. Nu vreau să zic. Ia, hai că dați la mine aici. Hai. Ia uite aici. Veniți în site-a. Unde, mă, în dreapta? Ăla-i beu. Au un instant, uite, hai să-mi legăm o hartă.
Vezi aici Bunny Hop Script. Bă, bella, ca se pare, sau mi se pare? Da, e un pic de lag, stai așa. Ok, deci tu file zi, așa. User joined your channel. A? Spune-i să-ți cerci acum. Du-te tu, Josele, că sunt cu ăsta aici. Hai, bă, că eu sunat, ce fac aici? Ne dăm lame sau ce facem? Am mai joc, mă, și eu. Nu te văd. Gata, te văd în spate. Sări jos. Hai, începem, hai. Zic că nu te-am lovit. A, ba, da, te-am lovit. Ați terminat? Da, l-am bătut. Bun, alege ce se joacă, în ce ordine se joacă. Întâi AVP, pistoale și pușcă. AVP, pistoale pușcă. Și arme. Pușcă, da. Bun. Ce fac și eu? AVP, pistoale, ai zis, da? Mhm. Am bani. Stai să schimbem. Stai mă să schimbem apa. Uite, eu am. Avem pe India. India. N-am testat-o, sper să meargă. Vai, cât de greu se încarcă. Am de bea 7%. Da, așa, da. 10. Nu, nu mergem, apa, ce drăguț. Nu merge? Bagă avem pe India, mă, direct. Pe India e. Nu e India, bă, păi până găsești, bagă pistoale și până că caut după aia mapa de AVP. Jucăm pistoale. Îți dai o mapă de promoție? Dă o mapă de AVP. Stai să intru, mă. Hai, jucați pistoane, pe așa. Am sârba. Am mai trebuit să schimb mapa din consolă, pe spun că nu poți să-mi faci să-l luăm. Da. Păi, până faci tu asta, mă duc să-mi iau cana de apă. În maxim un minut a venit. 59, 58, 57, 56, 58, 59. Minute marsiene, alea sunt duble. Vin imediat. 1, 2, 3, 4, 3, 1, 7, 2. A, dar stai că era bugată și erau doar 5 luni. Stai și. Mamă, stai. A, dar stai că nu contează, mă. Se mișcă și panoul ăsta să-mi bag picioare, mișcă. Zici că nu se mișcă. Cum era aia? Ai map-ul SP, nu? Mhm. Păi, este pe... Pe ce? Gata, puteți să vă conectați că am băgat USP. Puteți să vă conectați. Alright, gentlemen, this is it. Ah!
tu aia intră. Ce? Gata, mă. Hai. Sunt conectat, sunt City. Hai. Pleacă. Hai, asta-i dai drumul. Dai. Așa. Unde începe acum City sau te rog? Ce ești tu, mă? A, mă, că nu contează. Nu contează. City. Încep City, da? Da. Sunteți pregătiți? We are ready to fight. Mamut separat. Yeah. Aquaman, let's go. User was moved out of your channel. Call me Ace. Stai să pun tu camera ca să le vorbesc. User was moved channel out of your așa, channel. Așa, fiți atenți. Zici. Pistoale AVP-ul channel și dacă changed. Este 1-1 se mai joacă și armele, da? Mhm. Bun, prima rândă o să fie cu freestyle 15, după care freestyle 1, da? Ok. Vă rog să nu vă înjurați, să mai știu ce faceți, chestii de la care nu și-au rostul. Dăm drumul la muzică. Așa, ce mai trebuie să zic? Nu știu, vreau să-mi fac o listă cu astea. Vă țin în aceeași cameră în prima rândă și după aia dăm drumul, da? Ca să știu și ca să vă spun aici că nu trebuie. Bun. Sunteți pregătiți, da? Da. Domnul numește-mă As. Call me. Am un șeful aici. Gata. Live. A încercat. Baft. Let's do it. Scriu și aici. Mă pu freeze time 1. Da. Mă pu freeze time. Mă pu freeze time 1. Gata. Că e mai greu. Pe mine mi-a dat. User was moved out of your channel. Gata. Channel switched. Gata, domnul Țigano. Nu ești alături vinculată la acest meci uimitor. Este 1-0 pentru Call Me Ace. L-am văzut rând, din păcate. Haide. Aqua. Lăs că... Gata. E un video pentru Call Me Ace. Aqua. Nu câștigă primul punct aici pe pistoale, ceea ce cred că, sincer, este mult mai avantajat la pistoale decât la arme. El vede acolo. O să vă știți pe pistoale. Call Me Ace. Încep acolo. Aqua Blue cu un... foarte frumos. One tap. Asi l-a învățat. Scopul este egal de 1 la 1, unda a doua, a treia, de fapt. Oh, ce campanata. Aqua, încearcă să conectez un glon, să nu văd acolo, Call Me Ace încearcă să sară, nu, avantajăm. Aqua, acum cu un one tap frumușel. Vine mă, stai să comentăm împreună, mă plictisesc. Da, dar eu nu văd timer. Ai auzit? Ce? Nu văd în timp real. Intră pe server. Ah. Încearcă acolo. Acum să-l găsesc. Dar să nu zic asta după aia. Hai mă, că unde ai în fundament încă ești cu mine aici. Call Me Ace se panichează un pic aici și își trage toate glanțele pe lângă. Aqua Blue este avantajat de HP. Aqua Blue l-a văzut. Și Call Me Ace l-a văzut în sus. O rafala de glanțe. Aqua Blue mai are decât 5 glanțe. 4, 3, 2. Mai are 13 HP, cred că un singur hit l-ar omorât. 1, 2, nu mai are glanțe, Aqua a rămas fără glanțe, nu mai are HP și a fost omorât de Call Me Ace. Ce rundă. 2-2. Da. Call Me Ace adoptă o strategie foarte ciudată. Încearcă ceva, în one-time ceva. Loc atent. Unde este Aqua? Îl va vedea primul, Aqua. Oh, ce ratează Call Me Ace. Incredibil. E dus la HP. Wow. Frumos. Deși a fost low HP, a reușit să-i fută un cap acolo. Este 3-2 pentru Call Me Ace. Da, așa. Pe tipul mama pe-n casă. Incredibil. Aqua cu niște atât fenomenale. Mai fenomenale decât Adolf Hitler. Asta a redus. Încearcă un one-tap aici, dar nu iese. Cam deloc.
Au, este pe partea cealaltă și la unei faglanțe, acum are 37. Și cum se spate. Vreau să se prindă un glonț acolo. Ce urât. Foarte... nu spune. Se încearcă. Nu are glonțe, încearcă la mă, pentru că nu are glonțe. Nu sunt convins dacă nu are glonțe acolo. Parcă mai avea. Nu am văzut exact. Dar trebuie să mai atent cu glonțele. S-a văzut reciproc. Încearcă să-și țină poziția. S-au expus amândoi. Și mama îmi ceartă câinele. Ai. Dă-i mami, dă-i. Om, incredibil, și câine o ceartă pe mama. Și mama o ceartă câinele, mă. Și acum mai reușește să prind o rundă. Era și cazul. Este 4-3 pentru Corn Maze. Un meci destul de echilibrat. Da. Dacă ar fi prins acest glonț, cred că ar fi fost... Excelent! Nu speram să văd așa ceva din două glanțe. Îi caută capul lui Colmiei acum acolo. Nu-l vede însă. Se ascunde. O, și incredibil, mă duc să repar televizorul. Repara televizorul. Cum poți să reparem? Ce poți să strice? Aqua, Aqua, pun un glonț pe Colmiei. Să lovesc reciproc, cei doi amândoi sunt secați și Colmeis totuși mai ciupește o rundă. Și s-ar putea ca aceste runde să conteze foarte mult când tragem linie și vedem scorul final. Colmeis se pune crouch aici, încearcă să-l pândescă pe Aqua. Aqua nu vrea să-și răsească glanțele, ține în cont. Incredibil, l-am reparat TV-ul. Cum s-a stricat televizorul de curiozitate? A ieșit mufaia din spate care e conectat între el și... Aqua încearcă să-i prindă capul aici, însă rotează destul de mult și este secat. Aqua e foarte rău. Nu mai are glonțe Aqua, mai are 13. 12. E de ajuns. Un hit. E de ajuns, însă trebuie să prindă 12. Scorul este dus la 6 la 4. Simt că Aqua o să egaleze. În cel mai... cel mai rău caz. Cred că totul se va decide pe mapa 3. Este mergea destul de strâns aici, între cei doi. Da. Și ar trebui ca mama să oprească din vorbirea telefon. Pentru că... nu se aude. O să vină factura, e bine. S-a oprit amândoi sau mi-a picat mie pe loc? Nu, nu. S-a întâmplat acolo. O, îl așteaptă la colț. Fiecare așteaptă câte un one tap. Nu, nu văd ce face cu mine, de ce stă cu capul în zid. Stă pe capul ăla. Acolo încearcă... un mod mai ofensiv. Cred că Colmi îl va vedea primul, îl va vedea primul. L-a văzut. L-a văzut. Nu l-a văzut, l-a văzut și Aqua. Aș fi destul de redus pentru Aqua. L-a văzut. Trece destul de greoaiele lui Aqua. Amândoi sunt secați. Oh. Și Colmi mai ia încă o rundă, incredibil. Toate rundele au fost câștigate la HP atât de low. Nu-ți vine să crezi. Silver Elite Master. Versus, la Malmelt. Colmeis l-a luat de bine. Nu reușește decât un hit să-i dea acolo Aqua. Timp ce el se reușește să-i dea mult Aqua aproape acolo, trebuia să ia kill-ul ăla. A fost un kill foarte, foarte ușor acolo. Este 8 la 4. Ei riscă mult, se apropie. Șanse mai mari să moară și mai departe. Ce face Colmeis? Aqua este un jucător mai mult de aproape cum e vorba de pistoale. Aqua l-a văzut și Colmeis mai greu. Putea să-i pune acolo un pic pe capăt, un pic de avantaj. Cum este secat de Colmeis. Aproape la jumătate HP adus. Dar și Aqua la fel. Se apropie lupta. S-a văzut acolo reciproc. Sunt încă două glanțe conectate acolo. Aqua foarte low. Da, trebuie să prindă Aqua. Acele hit-uri pentru oameni de glanță! Nu, nu, poate să de nou, 4 runde consecutive câștigate sub 25 HP. Și Aqua trebuie să aibă grijă la glanțele alea. Pentru că ea a rămas cam fără glanțe. Aceste momente de stat în bază pentru Colmeis la început. Dacă Aqua ar ști de situația asta, putea profita. Da, putea avansa. Nu aude Aqua aici. Aqua nu este niște bază de jos, nu este niște bază de jos. Oh, ce urât. Uf. Nici măcar un hit. Și ultima rândă din această primă repriză. Din nou Colmeis începe AFK, nu înțeleg. Aqua Blue l-așteaptă, nu știe faptul că el este AFK. Acum a început din nou să se miște.
Colmi s-a salvat de primul. Nu l-a văzut acolo, deci trebuie. Nu. Acum l-a văzut. Nu chiar pe armata. Câștiga asta, pe nevoie de unda asta. Nu, pierde în curând de și este. Înțeleg că prea multe unda buci. Este dus la 11 la 4. Ne către Colmis. Incredibil, acolo foarte demoralizat. Bună refuză pentru Colmis, probabil că și meciul trecut l-a influențat puțin. Da. Țigane, despre Gafani. A văzut Colmis? Un hit? Doamne, acum! Frumos, frumos această lovitură. Poate că acum Aqua Blue va fi avantajat de situația glansului. Pentru că așa scolmiez se face multe glanțe. Iar e ofensiv. O ratare. Își consumă aproape un încărcător acolo Colmiez, mai are decât două, de când Aqua are destule. Îi scoate amortizorul acolo. Nu pot să cred. E o idee bună să scoți amortizorul pe USB. Aproape, poate. Aqua Blue, e campanie acolo! Nu. Aoleu, Aqua, un singur glonț, am fost cu el de lame. M-a încărcat. Aqua Blue are glonțe. Acum și Colmiez are glonțe. 11 glonțe, rămase. Aqua Blue și... Nu are glonțe. Va trebui să-l luare Aqua. Nu. 1 HP și 8 HP. Trebuie să-l așteaptă după zid. L-a așteptat după zid și Aqua Blue l-execută pe Colmiez acolo. A fost un demn destul de interesant acolo. Scovele este de 11 la 6. A luat Aqua două runde aici. Unde este Colmiez din nou AFK. Se apropie de acesta. Dacă n-ar fi dat inspect aici, cred că l-ar fi văzut. Nu l-a auzit în dreapta. Din nou spate amortizorul. Oh, nu se poate, a dat-o în tapul. Nu înțeleg de ce ai scoate amortizorul de pe USP, sincer. Acolo își mai rosește glanțul de Colmiez. Oh, Aqua. De lovi. Amândoi sunt destul de lovi. Arată acel one-tap când stăteam. Sunt sigur că meciul la fi de curs, vezi acum. De acord. Ai greu. Iar este foarte ace amortizorul. L-a auzit. Și or panicat cu ultimul glonț acolo, reușește să lovească un hit în cap acolo cu ultimul glonț. Aqua Blue din nou agresiv. Colmiez din nou cu fara mea. L-am zis. Oh, incredibil ce oanta. Foarte frumos acolo. 12 la 8. Chiar cred că Aqua poate reveni în această luptă. Sincer. 4 runde la rând. Da. Nu sta pe pistol. Nu sta pe lamă. Pardon. Este o idee foarte proastă. Aqua Blue l-a zărit acolo. De fapt, glanții rosite. O, ratează un oanta. Ce? Așa un oanta. Sunt foarte importante glanțele pentru un jucător de USP. 13 la 8. Din nou fără amortizor. Aqua iar agresiv. Nu înțeleg, l-a văzut. Vede. Hit. Deci proc. Aqua Blue lovește un pic mai mult. Se Colmiez. Dacă va prinde acel one tap, se va termina totul. S-a dat de gol. Diferență de 2 HP. Da, dacă și all pe de acolo primul. Oh, ce urât. La 2 puncte de câștigarea primei mape, Colmiez. Urmează da. MP1. Urmează MP1. Cred. Ai luat mapa? Da, am luat mapa. Oh, Colmiez l-a văzut, dar nu și-a dat seama. Oh, și one tap de la Aqua. Ce cai? S-a văzut de ce fac. Wow. Ce-a fost asta? La match point Colmiez. L-a văzut Colmiez primul pe Aqua. Se bat la Wanda por băieții. Ce revenire. Cred că Aqua Blue trebuie să lege mai mult la mai defensiv. Încă mai are șanse. 5 runde. L-a văzut acolo. Ar putea să încerce să nu se expună atât de mult. Stă prea expus. Exact. O să iasă prin partea stângă, cred. Da, îl așteaptă aici, stă. L-am auzit, sunt incredibil. Și Colmiez se închide prima mapă, cu un scop de 16 la 10. Ceea ce nu este atât de rău. Map dați 2. Asta nu se mai bage trainer.
Bun, acum o să bag mapa de AVP și eu o să-i las să se toileze. Sper să merg cu mapa asta. Țigane, o citești tu și mai spune dacă mai urlă băieții pe chat pe acolo. Pe unde? Pe chat, pe live. Oh. Mi se încarcă și ne-am dat doi cu mamă. Bun. Deci, unde mai am trebuit să găsesc mapa? Dacă am dat sus, care mi-e apare, nu? Sau trebuie să mașina o dăsă ceva? Dacă e dat sus, spune mai tare. O găsesc aici în maps, la folder? Bănuiesc. Dar de ce nu mai pare că s-o mai schimb? Mama încă vorbește de tremur, fă fac să-i. Așa. Lumea plânge pe chat prea acolo. Ce bătaia la ta cu alel ba, cu ce-ai făcut mă? Apoi ce rancă iau ăștia doi acu parcă are MG? Are MG, dar... Că-ți place să joci cu Silvery, mulțumesc. Gunther susține acu, foarte frumos. Da, e de la ei, n-ai să zici. Gunther susține acu, comentariul a făcut. That made my day. Cum se numește? Mapa? A, mă uita. Ce, a, ai AVP ceva de gen. Mi se pare că trebuie să faci odată un server ca să... Asta fie o problemă. Add to collection. A, nu e asta, am arnă. Asta e. Nu, trebuie să faci un server odată, să intri pe aia și după aia se descarcă, nu știu dacă. Fă repede un server, ce ai? Ai AVP clasico, asta e? Nu știu. Nu cred că e asta. Hai că o caut. Buddy joined your channel. Acum. Salut, Dende. Dende. Nu-mi scrie, te rog, că nu pot să vă. Da, ok, dă link-ul. Să mă uiși. Ce? Dă și ce la live? Uh-huh. Ai pierdut un match și mapă din al doilea. Incredibil, țiganul aici a zis comentat la. Da, m-a ajutat țiganul să comentat. Ok, hai că vă las. Ok. Buddy left your channel. Ai reușit? Uite mă, I'm AVP. Hai. Și de ce nu mi-o arată în... Ia, yeah, fac un server cu ea. Păi trebuie să faci un server de scarci. Hai că vreau să fac baie repede. Ah, ok. Hai, fugi. E ziua aia din anul care trebuie să mai spele și el, știi? Trebuie să respectăm cu toți ziua aia. Stase, nu trebuie să în calendar, este... 24 septembrie, da? Ce pot face? Așa se întâmplă că nu testez mapele de înainte, vedeți? Loading world, hai tata. Știam că o să se decaleze meciurile foarte mult. Următorul meci va fi un meci incitant. Țiganul se înfruntă cu Asi. Din păcate nu știu cum o să decurcă live-ul. Probabil o să fie din perspectiva mea. Nu știu. Sau să-l pun pe Aqua sau pe live, pe canalul meu. Și asta o soluție. Haideți mă, că bă, de gloria voastră, cine v-a făcut jocul ăsta, bă.
Ia vorbește mama la telefon. Băi, frate, nu știu cum sunt părinții voștri, dar mama, dacă nu vorbești la telefon, frate, nu se bătolești. Deci, nu e seara făcută dacă nu vorbești la telefon. Ia să vedem cum e pe asta. Ok. Disconnect. Sper că acum mai apare. Hai mă. AVP nu e. Trebuie să găsim alta. Căutăm mape pe net. Împreună. Mulțumesc, stream. You will be able to seek back up to find your stream. Nice. Make a killer. No. Ah, barnum ce, somba. YouTube gaming. Asta, whatever, nu baga. Asta. CS. Go. AVP. AVP Detro, nu. Nu, asta nu-i de 1-1. Nu-i de 1-1. Nu, a fost stupid. Nu, nu. Asta e pe care am băgat-o, asta nu merge, am testat-o. AVP 137. Chiar a făcut cine anumit o mapă AVP 137. Hey, wake up! Channel switched. Par mapa acum si jucati. Channel switched. Două lucruri sunt infinite. Prostia amenească si trialul la WinRAR. Da, știam. Heavy service, flash. Ah, asta e. Da, nu te vezi. Bun. Sper să meargă. Măcar asta. Hai să-mi mă pun la cam uite care e. 90, că l-ai publicul, nu? 90, CSGO. Găsesc eu CSGO. CSGO. Maps. Să vedem dacă e asta. CS. Nu, că nu are aimele de map. Nu are mapele de aim. Deci. E. Ăsta atunci. CSGO. 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 Maps. Da, asta e. Asta, două, intră aici. Gata. Se numește AFP 1337. Să vedem dacă merge mapa acum. Dacă nu, trebuie să luăm alta. Ui, nu mai am și mă o să-mi iau o banană, frate, până se încarcă mapa asta. Asta e. Vitrai, de ce am ieșit de pe... Întreabă, e col mie, este calmi capa. Și nu. Nu să-mi iau o banană până să-mi... Nu, connect, war1.place.ro.
O să-mi iau banana. Pe 1337. Te rog să mergi, te rog să mergi, te rog să... Se downloadește mapa. Adă banii noastre. Trebuia să-mi iau două, fac de ship. Băi, dacă să mai gândesc mapele pe Go. Da, și... Sămă... Bulan... Bune. Asta o să-mi ofere bulanul ca să meargă mapa. Sau... Give... Bulan... Asi... 1. Set... Bulan 1. Yes! Știam eu că o să meargă cu mana de set Bulan. Ia să mai zic un pic mapa. Avem Asi mobul aici. Fai să-l bat pe țigană. O mapă de unguri. Mai mult. Wow, schimba sunetul, am uitat. Au. What? Hai, frate. Unde ești? Hop, ai ratat. Da, unde e? Ah. Băi, frate, chiar că n-am ajutat mult. Hai mă, care l-a lovit? Lasă-o încolo. Ia uite, patru ganțe s-o mor în silva. În felul ăsta m-a ajuns. Asi, vezi că nu se vede jocul. Da, eu mă duelam aici frumos și arătam cum îl bat pe ăsta de usuc. Cred că e mai slab. Și nu se vedea jocul. Hai mă, ce face acum? Pe ce, au terminat? Au terminat prima mapă. Am băgat mapa. Păi și câte scoare? Păi, unde e acua? Că n-ai impact. Putești și vezi dacă tot îmi spui. Acua? Da. User left your channel. Da, leg. De ce nu are din... Nu are armură. User joined your channel. Ce nu știi? Ai ieșit? Ce? Ai ieșit de pe TeamSpeak? Nu. Vă răspunde? Da. Hai că un poc. Iar am fugit. Oh, cât s-a terminat? Cine a câștigat? 16-10 cu amins. Oh, nice. User joined what the fuck, s-a blocat ăla în puii mei. Hai frate odată, păi s-a blocat ăla. Ce s-a blocat? Uite, la mapă.
Și că s-au încărcat minus 2.457.000 de bits. Minus. Păi ieși imediat. Poironul, nu? Gata, uite că se descarcă repede. Nu uita să trag. Fuck. Iau capul, vreau să iau capul neapărat. Și... Fuck. Nu cred că iau capul. Aia, nu te mai bucă iar cu doamnă. Gata, mută-mă și pe mine, țigane, sau tu asi mai sus. Țigane. Gata, revin și eu. Mută-mă la locul meu. Sau unde era? User was moved out of your channel. Au început? Da. Haide, sperăm să vedem o victorie din partea lui Aqua, ca să prindem și noi a treia mapă. Mă uitam să scot freestyle-ul din nou. Mai comentăm? Desigur. Așa. Ce mapă ciudată. Da, e mai scurtă. Ești cum se cheamă? A luat Call Me Ace prima rândă. Ești cum se cheamă? Nu știu. Avem pe 1337. Cum? 1337. Da, da, da. Bă, dar mapa e de căcat. Asta e. De-astea. De-astea. Nu am pe formă. Incredibil. Ce l-a surprinsat cu papa. Ia se oprește tipul ăsta. Ce? Și l-a văzut pe Aqua. Și? Oh, Aqua ce ratare. Îl caută cu double scope-ul cu nimic acolo. L-a văzut! Și acolo la fel. Mare greșeală să stai cu double scope aici. Depinde și cum stai, da. Pentru că este o mapă foarte abordabilă. L-a lovit acolo? Nu l-a lovit. Lovit în cutie și Colmies l-a lovit acolo în corp și a obținut punctul necesar. 64, na, cutia. Se ratează reciproc? Da. A făcut pic cu controlul acolo? Da.
tău. Să te dăm să-l câștig. Bafta. Să vezi multă bafta. Acolo se dupe inga și e incredibil. 4-4. Dupe incredibil. Este încă o să fie... Ce? Dupe incredibil la fiecare fază. Da. Incredibil. Colmin este pe mijloc. Acum am partea din stânga lui. Cum se caută acolo? Oh, shit! L-am văzut primul. Întârzie, întârzie acolo, nu se trage. Oh, și Colmin ți-a ratat. Acum a tras? Nu a tras. Nu. L-așteaptă și va ieși acolo. Oh, a tras în pământ acolo. Tot acolo va ieși, tot acolo va ieși. A, iese cu... Da, cu... Și... Vin cu tine chiar, 5-5. Frumos, nu știu dacă îi mai dă AVP, îi mai dă AVP dacă l-a aruncat. Da, îi dă. Da. 5-5, destul de strâns până acum. Oh, acolo a văzut primul, da, degeaba. O rundă, o rundă, două, una, una, două, una, destul de echilibrat, 6-5 acum. În colțul i-a pus cei doi? Dacă l-a pus da. Așa, what? L-a văzut acum? Nu știu. Sunt convins. Acum, o pândar, ce este? L-a văzut și, cred că i-a dat fiind, da. Da, este redus în 9 HP, însă tot un hit de oh, și l-a și Aqua acolovește două pentru un punct. Îmi plac jocurile de pământ. Ce căcat de mapă. Asta e mapa, alta n-avem. Aqua Blue, cum a putut să rateze acea lovitură, incredibil. Și Colmin se depărtează la un punct. Oh, Colmin se uită în direcția potrivită. La mult, să poate să aibă avatare două runde și nu mă. Se pare că... Prima repriză se termină egal. Păi e 8, o să termină. Ah, da, da. Na, am crezut că e... Prima repriză se termină egal, țigana în 2014. 2016. Se pare că va fi dezavantaj de 1 la pauză. Colmeis l-a văzut, l-a văzut acolo în dreapta. Nu știu dacă a realizat. Nu știu dacă a realizat că l-a văzut. L-a văzut și acolo. Oh, a zburat acolo. Acolo, un 360. Un dublu șerub. Haide, vrem să vedem o HP în ce acești doi. E mapa grea. Asta e. 203. A pus hit-ul târziu. Și Colmin, Nis, s-a uitat pe 5 secunde. Nu fi. Oh, incredibil. La fel, ea s-a uitat pe acest secund. Au reflexe mai nerezultate, însă Colmin Ace are avantaj de rundă și dacă o să tot continue să câștige unul în rundă, unul în rundă, se va termina 16-14. Ceea ce n-ar fi foarte frumos. Și Aqua Blue. Aqua Blue cu lovitură, incredibil. Ace, din nou un slow pick. Nu se uită niciunul unde e. Ba da, Aqua Blue îl va vedea primul. Dacă Colmin Ace este așa, ce e mintea lui? E complet expus. Aqua, ce face? Aqua Blue își examinează tatuajul din bază. Oh, nice. Colmin Ace se ține cu scopul. Se uita în direcția cealaltă, l-a prins bine. Aqua este în avantaj. Colmin Ace se va uita în direcția opusă. Îl va vedea pe Aqua, dacă iese prost aici. Aqua tot face de timp pentru a-l face confuz pe Colmin Ace. Adică nu iese din prima. Și Colmin Ace acum se pare că nu înțeleg ce vreau să facă. E de lag. E brain lag. Colmin Ace este cu zoom-ul fix. Oh, ce... Cât time? Îmi dam la scop. Pentru a nimeni. Știu. După meci ăsta jucăm noi? Da. L-a văzut acolo Aqua Blue și îl lovește și îl nimerește și îl pune la pământ. Duelul titanilor. Meciul următor. Grupa A. Meciul dintre Tiganu și Asi.
Momentul de față discutăm din grupa D, meciul între Aqua Blue și Cornelius. Oh! Aqua l-a văzut? S-a văzut reciproc. Aqua Blue se depărtează la 2 puncte. Cât de echilibrat a fost? N-a fost, în afară de cele 3 runde lui Aqua Blue, n-au fost 3 runde consecutive din partea unui singur jucător. Sper să ieși de la arme. A fi un mod frumos de a încheia al doilea meci. Da. Și Aqua Blue are nevoie de victorie. Oh, a pierdut unul. Frumos. Și Aqua l-a văzut, da, te-a târziu. Da. Aqua deja a pierdut unul, pierderea încă unui meci, probabil că îi va asigura locul 3 sau 4, ceea ce nu este bine. Este în colțurile puse. Da. Acolo. Colmies, se înfică cu zoom-ul și l-a văzut. Aqua l-a văzut. Egal. Și este momentul de față. Ce meci nebun. O verificare destul de proastă acolo. Aqua Blue l-a văzut oare? Da, da, l-a văzut. Și Colmies l-a văzut acum. Depinde unde va ieși. Pot să dai walbem pe asta? Vede că a ieșit! A crezut că a plecat de acolo și Aqua Blue a ieșit fix în acel moment. Se uita în colțul opus. O să dau comand Aqua Blue, friendly teacher leader. Hai să-i dăm comand și lui Cornelius. Is friendly. Gata. Îți dăm știe comand, uite. Comand, dăm comand și tu. Ți-am dat deja. Un punct în față pentru Aqua Blue. O mapă în față pentru Cornelius. S-a auzit o lovitură acolo, n-am fost însă pe Aqua Blue pentru a vedea lovitura. Cornelius este confuz. Da, nu cred că știe de unde a tras. Nu, să uităm colțul opus. Aqua Blue, l-a văzut acolo. L-a văzut. Oh, s-a văzut reciproc. Au, cât de aproape. Pe unde va ieși? Prin dreapta. Prin stânga, au. Cât pe ce se pune capul acolo. Oh, Aqua. Nu așa, Aqua, nu așa. A încercat bine acolo. Se expune prea mult. A încercat bine din nou. Nu știu, nu l-am văzut din partea aia. Nu a realizat Aqua Blue faptul că și-a schimbat poziția. 13 la 13. Oh, s-au ratat. Deci e progresat asta. Oh, Aqua Blue a avut o lovitură acolo, însă nu a face nimic. Ia hipi cutia acolo. S-a stricat un pic. Te schimbă poziția acolo, nu-s. Aqua Blue nu și-a dat seama. O să se întoarcă, n-am pe acolo și Aqua Blue tocmai și-a luat ținta de acolo, l-a văzut și-a tras și-a lovit. Aqua Blue la runda 14. Pe când Cornelius la runda 13, incredibil de sens. S-a văzut reciproc. Dacă nu era acea scară pe clar fi lovit și ar fi fost la match point. Aqua Blue la match point, incredibil, 15-13. Aqua Blue se află la match point. Să fie oare Maffel. Să fie oare lui Aqua. Sau să fie un overtime. Sunt în față la puse. Colmies, cred că l-a văzut. Nu, acum l-a văzut. Oh, ce ratare. Cu câtă grijă să-și Aqua Blue închide mapa. Aqua Blue închide mapa și câștigă prima lui mapă. Interesant. So, we jump on to map number 3. Yes. I'm Redline, avem văzut mapa și în primul meci. Acesta este primul meci în care se ajung la 3 la trei mape. Acest mapa va decide câștigătorul. You're ready. This is a free fire zone. Incredibil, de la scutul un headshot, un spray incredibil. Așa. Live. Acum începem 3, 2, 1, din nou să ratez prima rândă. Și Magic System. Am băgat, nu pot să văd decât după prima rândă. Și la mea să fie ciudat. Nu trebuie să repete arestă? Da. Ah, ok. Aqua Blue joacă în Deagle.
Asta nu e ok. Nu ok, nu? L-auzi? Nu l-auzi, da, este în stânga lui. Nu cred că așa acolo sună niciunul dintre ei. Am văzut însă, nu l-am auzit. Cum e, s-a auzit și el glonțul? A lovit acolo, de clipat. Încă o dată l-a lovit. Și a fost rupă, aici a trebuit la supra lui Comis. Încă au lăsat cu coarmele. Și mi-a trebuit din nou. Acolo l-a văzut și Comis l-a văzut. Un pic de reflex întârziat acolo. Oh, cast! Incredibil, rămâne cu 16 HP! L-a văzut acum? S-a văzut la Cipra? Ce? Incredibil! Ce cap acolo? Se pare că în roca blu. Pe mapa aceasta este mai bun acolo. Iată, momenta. Fără stratat acolo, îl ține, îl ține la ieșire. Unde l-ai ieșit, când ești însă din partea cealaltă, un pic stecat Aquablu. Aquablu-i trebuie headshot lui. Cum așa este acolo. Și când ești din prima lui rândă, ne-a făcut mapa. E urât și fără armura că se are ținta. Bine. Nu, nu trebuie să rezolv asta. Nu vede că armura a fi contată aia, prea cum nu ai procentaj de headshot de 100%. Pe unde va ieși? Pe unde va ieși? Fix pe unde ține aqua. Pentru că de fiecare dată Colmie ei schimbă colțul. Iar când iese pe un colț, stă să se gândește, nu cred că e bună. Da, aqua cred că știe. Nu! Aqua blu! Ia să rețin la puțin. Încă o dată 1 HP. 1 HP, îi trebuie headshot-ul. Îi trebuie one tap-ul. Schimbă pe Deagle! Monica și ala se schimbă pe Deagle în asemenea situație! Nu cred! Poate dacă știa că e 1 HP, poate nu ar fi schimbat la Deagle. Sunt curios, sunt uimit că a spus du-te corect. În stânga, acua în stânga, acua este în stânga. L-a auzit. Ce se întâmplă? Nu, nu, sume. Ce se întâmplă? Nu încearcă să putea să joacă. S-a putea să legbete asta? Acum e momentul. Nu. Nu. Da, da, l-am stricat acolo un pic de contra. Trebuie de mișcare, ceea ce nu este. Nu ai voie să folosești AVP-ul. Dacă folosești AVP-ul, vei penaliza cu o rândă. Pe acest mapă. I se vede capul lui Aqua și se actualizează. Oh, incredibil. Incredibil. Aqua, nu mai one tap-uri. Aqua. În continuare 6 kill-uri și Aqua 6 kill-uri. 600% headshot rate. Acum nu mai este. Acum se trebuie să... a trebuit să... L-a văzut Aqua? Oh, Aqua! În continuare! Oh, s-a văzut față în față, nu cred că a realizat Aqua. Ce spawn ciudat a fost acesta. Call me Ace. Îl caută pe Aqua, l-a văzut. Aqua l-a văzut. S-a văzut reciproc. A cerat un picat. Ce se întâmplă cu Aqua Blue? Parcă este alt om de pe prima mapa. Asta cu Aqua. Oh, ce strategie. Ai și prin dreapta lui Aqua. S-a auzit clar că este pe... este roșie. Este jos acum, nu știu dacă Aqua l-a auzit. Sau l-a văzut? Nu, nu l-a auzit. Cred că... dar bănește lumea. Și acum o să-l vadă? Da. Da, l-a văzut. Aqua Blue. Încearcă? Nu, nu, nu. Nu reușește o dată. Aqua Blue stă cu ținta în pământ. Ceea ce nu este foarte bine. Îl așteaptă acolo la un colț, însă nu este acolo. L-a auzit, cred că este sus, da, este sus. Da. Este destul de nereușit acolo de partea lui Cormier, îmi trebuie să conecteze un singur lanț asupra capului lui Aqua și asta îi aduce un kill. Bă, că nimeni n-a jucat cu Deagle până acum. Da, nu văd de ce ai jucat cu Deagle decât că știi foarte bine, pentru că... inamicul are o armă și tu nu ai armură. Aqua Blue se poate acum un pic. Aqua Blue ce capul de Deagle. Aqua Blue ce capul de Deagle. Nu știa, se joacă cu rundele și nu este bine. Știe că poate fi întors, însă acesta este ultima rândă din prima repriză. L-a văzut acolo când a stat să tragă. Nu,
burst făcut foarte ea, 17 HP. Dar la un singur glon stă că mai desparte pe Aquablue, de această vândă. Aquablue în cacă. E că realizează că Aquablue are o bază. Reușește să conecteze și Cormie să mă acolo și reușește să obțină un avantaj de 5 unde la pauză. Și se apropie de prima lui victorie în acest lucru. Nu uitați, vom vezi și următorul match din grupa A, în țigănul împotriva lui Asi. Cei doi Bucketheads, în grupa A, în primul match, se deschide pe grupa A. Aquablue acum la contrariești și Aquablue cu un headshot unitat. Aquablue a avut un procentaj de headshot de 80% pe prima repriză, pe când Tommy Ace a obținut de 40% procentajul. Are o acuratețe de 66% Aquablue, pe când Tommy Ace are de 45%. Un schimb foarte geamit acolo, însă Tommy Ace obține un punct. Și Colmie se revine? Da, se apropie încet încet, dar dacă vor continua să ia fiecare câte o rândă, nu va ajunge nicăieri. Foarte atent acolo, face picul, l-a lovit, nu l-a lovit. Oh, Colmie cu manda, foarte frumos. Da, și urmează un meci foarte greu, vorba. Am mai spus asta. Între rancurile cele mai mari, nu? Nu, avem și... Oh, Colmie cu un one-tap. Dar rancurile cele mai mari din grupa, nu? Din grupa, a, da, într-adevăr. O să fie primul meci cu rancuri mai mari. Acolo, da, acolo, văzut. Și acolo, văzut. Acolo, oh, ține un punct, se apropie la 3, încet încet se apropie, însă și Colmie se apropie. Și nu e bine la asta. Diferența se menține. Da, cât de cât. Deci a început cu 5, acum este la 5. Aquablue, nu știu să conecteze la ceva, asta e Aquablue. Trage în el, îl seacă un pic. 66. Da, amândoi au 66. Aquablue se pune crap acolo, Aquablue mai e un pic de damage, însă și... 24 versus 30 de... Oh, nu trebuia să le tragă. Colmie s-a obținut punctul. Da, diferența de 3 runde. Diferența este de 4 runde. De 3 runde, matematic. Matematic. Este secat acolo Colmie, Saco n-ar trebui să folosesc deagle în acest moment. Se aud măcar. Stai pe capul lui Aquablue să fost la tor. Păcate că nu o să aveți broadcast-a mea și următor. Oh. Ce-am fost să prind acest shot? S-a panisat, a tras și a câștigat. Da. Nu vine să cred. Se apropie la o singură rundă. Aquablue trebuie să își revină. Nu se uită în direcția potrivită. Nu e un început bun. Ba da, se uită. Acum nu se mai uită în direcția potrivită. L-a văzut. A tras un glonț. Îl mai a tras. Aquablue seacă și el la rândul lui un pic. Aquablue are nevoie de un headshot. Nu cred că ar fi fost nevoie de o încălcare acolo. Aquablue joacă foarte atent. Pentru că știe că nu-i poate. Cred că o să-l prindă. Oh! Aquablue reușește să-l obține și el în fund după 3 puncte consecutive la centrul Colmie. Se apropie la 3 puncte din încheierea meciului. Acum, se va întâmpla. Aquablue ține un colț. Colmie este în colț opus. Acum să-l vadă prima. L-a văzut că nu a putut să prindă. What? Și prinde Colmie un cap acolo. Incredibil. De la o distanță destul de lungă. Incredibilă lovitură pentru un silver. Arbitrație. Acum, a fost mama sus. Colmie nu cred că a știut asta, însă l-a auzit. Colmie nu cu spray-ul acela foarte, foarte norocos. Ciudat, dar norocos. Da, într-adevăr. 13 la 13. A egalat Colmie. Scorpul genial. Revenire uimitoare, a fost mama sus. Direcția potrivită, însă și Colmie se panichează acolo. Secat acum. Colmie obține prima oară avantajul pe această mapă. Și se apropie. L-a văzut Colmie. Oh, a face data. Nu, Colmie se mai este data. Colmie se ajunge la match point. Ce întoarcere din partea lui Colmie. Match point. A văzut. A văzut ce se poate. Acolo.
Aqua. Aqua Blue nu-și permite încă o greșeală. Scoul este 15. Și ea să fie prelungit? Dacă este 15-15, da, o să fie best of 6. Se procedează și la meciile. Aqua Blue are un spawn bun aici. Dacă Colmy Ace nu se gândește să verifice poziția, dar se gândește. Însă acum se uite jos. Aqua Blue a coborât. Aqua Blue vrea one tap-ul. Aqua Blue caută one tap-ul. Ar trebui să schimbe poziția. Colmy Ace îl știe. Nici unul nu se mișcă. Acum se mișcă Aqua. O să le aflăm să plândre. Aqua Blue s-a mutat sus. Colmy Ace l-a auzit un pic. Da. Au, s-a mutat acolo. S-a mutat. Un pic de damage. Și incredibil meciul se termină. User joined your channel. La limită a fost incredibil. Asta. Acest bravo. Meci se termină 16 la 14. Bravo. Colmiște pentru victorie. Felicitări. Bă, ce comeback am dat să-mi bag cioaca. Felicitări pentru victorie. Bosule, aș vrea să vă să spun câteva întrebări colmiești pentru că acum am mai trecut doar prin aceste întrebări. Eu nu mai spun nimic. Da, Aqua, ești liber. Ești liber, Aqua. User left your channel. Da. Cum te-ai simțit să joci împotriva lui Aqua Blue? Foarte bine. La a doua rundă aia de Aqua chiar credeam că o să pierd și... Nu știu, m-am prins putere și am reușit să... Cum te-ai simțit când ai văzut că Aqua îți dă one tap după one tap după one tap pe mapa de arme? Ai mai crezut că poți să revii? Chiar am dat rage. Te mai așteptai să revii? Nu. Deci a fost o surpriză și pentru tine. Da. Ai urmărit meciul dintre Aqua Blue și Vulcan? Ai urmărit meciul dintre Aqua Blue și Vulcan? Nu. Ei bine... A fost un meci destul de dezechilibrat. Între tine și Aqua a fost un meci destul de echilibrat. Deci aș putea spune că sunteți la aproximativ același nivel. Aqua Blue a fost învins de cu de la 0 de Vulcan cu 16-0, 16-8. Crezi că ai o șansă împotriva lui? Nu cred, da. E grav pe Aqua, dar nu știu. O să văd. Sigur, la speranță mai mult. Da. Da, eu sper să... Să ai succes mai departe. Mulțumim, acum să meșul dintre Țiganul și Asi. Cei doi brati este minunați. Mulțumim pentru participare, pentru acest meci. Vă ai tot elementea grupa și voi reveni cu... Să vă lași să vedeți desktop-ul. Și voi reveni cu... Continuarea. Ești liber. Te salut, Colmeis. Mulțumim. Mulțumesc. Ești de aici. Te voi transfera la spectator, dacă vrei să închizi TeamSpeak-ul, pur și simplu pe PX. Ok. User was moved out of your channel. Deci, Țiganu? Păi, și ce ne face? Câteva cuvinte înainte de meci? User ce pot spune? Așa. Câteva cuvinte înainte de meci, domnul Țiganu? Ai emoții? Ți-am spus. Ai emoții? Nu, deloc. Am încredere în primele două oameni, în forțele mele proprii. Acum nu mă aude. Nu este chestia asta prinsă. O să spun că nu mă aude, însă neavând urma cum necesar și... Să-mi schimb și eu arma pe USP. Neavând urma cum necesar și dezavantajat de faptul că nu există armură pe acea mapă și că eu sunt un jucător, m-aș considera, care joacă la... Păi și cine o să comenteze? Putem să rămânem amândoi pe canal. Nu. Mulțumesc. O să filmez din perspectiva mea, dacă nu te spui. Ce? O să filmez din perspectiva mea dacă nu te superi. Stai că n-au, zi acum. Am să filmez din perspectiva mea dacă nu te superi. Ah, nu. Ah, păi vin cu tine azi. Între noi stream-ul fie vorba. Cred că... Auzi? Dar nu-mi place pe două. Că tu nu poți să joci să și comentezi că... Da. Te bate Tiganul. Cred că acolo... De ce nu-mi schimbă în USP? Tigane, crezi că o să plângi dacă pierzi? Poftim? Nimic. Hai să facem un pic de reclamă la stream-ul ăsta, ținând că nu este mișat de strâns. Sper să fie de strâns, adică sper să-ți fac față.
N-am poziție pe asta, dar nu știu de ce. User left your channel. Cine mai fi interesat pe aici? Teo. User left your channel. Bun. Trebuie să joc la 10, mă. User joined your channel. Dragi, tovarăși, spectatori. Vă rog channel group changed. Ordinea pe canal. Negativ. Da, domnul șef. Bă, eu cred că asta e un pic. Da. Eu ce meci am? Că o să joci cu Shobi dacă intru, dacă nu. Greu. Nu se mai joacă. Eu când joc asta, păi, mă joc. Păi n-ai și cu, n-ai zis și cu Duck? Da. Păi, azi e moșulica ăla când intră. Nu știu. Dacă cu, este Duck online? Da, uite, Duck e cu Mister urmează după, și după noi. Vă rog frumos, a, da? Știu ceva? După voi. Eu după și voi. Da. În special ăștia mai vei cum ar fi Duck. Aduceți-l pe moșulica aici. Duck. Uite-te în chat la TeamSpeak, uite-te la Gaurie. User joined your channel. Baftă, hai că noi ne ducem acolo. Ai jucat, jucat. Stai că îl contactez pe moșulica. Channel switch. User joined your channel. Zi, mă, vine-o comentez sau vă las singur? N-ai de unde să comentez, mă, că nu se... Dacă stai cu mine, mă deranjezi. Nu vezi, stai cu mine, dacă... Nu, las, stai singur. Hai că mă duc jos. Așa. User left your channel. Stai să updatez un pic meciurile astea, că nu le-am. Dar nu înțeleg de ce nu mi se pune pe 2000 când am un SP în inventar. La Tero e pe 2000, la ce e un SP. Roger, dai. Pe 2000. Cei de pe live, uitați cam așa, imediat se încarcă, cam așa arată grupele după modificările de acum. Aqua Blue Con mie s-a terminat. Stați aici, că aici e. Dă-i unul, mate. Da, 2 la 1. 1 la 2, mai exact. A fost 16-10. 16-14. Așa. Și meciuri. Aqua Blue a avut 2, Vulcan a avut 1, Keep Calm n-a avut încă, Colmeis a avut 1, Aqua Blue a avut 2 înfrângeri, Vulcan a avut o victorie și punctele înseamnă că tu ai 3 și tu ai 3, ceea ce înseamnă că... Le faci ca la fotbal? Da, exact. Cel mai simplu. Ceea ce înseamnă că astea ar trebui să fie schimbate. Deci, Vulcan urcă pe primul loc. Pentru faptul că a câștigat la 2-0. Colmii se află pe locul 2. Fuck. Keep Calm, Obi-Wolf și Aqua Blue. Obi-Wolf are, stați, acum 0, 0, 0, deci un meci jucat, o victorie, 3 puncte. Un meci jucat, o victorie, 3 puncte. Două meciuri jucate, două înfrângeri. Din păcate, pentru Aqua Blue. Cei doi nu au jucat încă. Mai este reclamă. Meciul Asi vs. Țiganu va urma Mr. vs. Duck și dacă mai intră și Moșulică, s-a jucat moșilică cu Yakuza. Tatiana munge bine, mă rog, ca să-i mare la mele. Ok, Țigane. Da. Rămânem aici până dăm drumul la meci și după aia ne schimbăm. Tu poți să mă muți pe mine, nu? Tu poți să mă muți pe mine pe TeamSpeak, nu? Da. Uite, a venit Snake să-ți țină calerie. Te-a văzut? Sunt 14 spectatori, e bine. Da. Stai că am un mesaj pe Facebook, da. A voie să stau cu el pe canal?
Dacă nu-i pasivă? Da, dacă nu-i pasivă, nu văd cu ce ai influența. Unde vezi că nu-l văd? La ce cameră e? Nu știu, sunt un pic că am ceva de treabă. Un pic de treabă acum. User was moved to your channel. Hai să luăm Egypt. Hai țigane, battle pe ăsta. Hai să iau bingo. User joined your channel. Hello. Bine, ia. Salut, Loli, ce faci? Bine, salut. Cu ce ocazia pe aici? Nu știu, am văzut că dați mesaj. Ce ai să vă fac o finish. Mulțumim. Hai țigane, să intrăm să dăm la mele, să vedem ordinea mapelor. Voi muta și eu pe joc. Așa. Te mut pe TeamSpeak. Nu, rog mai aici până te vine tot și când e o să mă mut. Sau ne mută Lollipop ca să nu mai dea alta. Dacă ți-ai da. Salut, mami. Da. Salut. Bună. User left your channel. Am înțeles. Camera. Mulțumesc. Dacă vrei să urmărești meciul ăsta, trebuie să-l urmărești pe live. Dar să nu stați. Your channel was edited. Ce channel ai edit? Ce ai făcut, țigane? Nu, eu am făcut. Ce-ai făcut? Să nu mai interes pe moderator de aici. Așa. Băgăm de-asta de knife, ca să fie mai puțin așa. Și ne întâlnim pe mid. Măcar avea alte funcții în mapă. N-am fost niciodată bună la pe war-ul nu sunteți? Da. Dar n-ai cred că am un bug la FPS-ul. Vezi, intrați pe server. E limita de FPS-ul pe mapa asta? Nu, de ce? Am 65, nu-mi crește. Pagă FPS 0. Hai, vin cu asta. FPS max 0. Da, pune FPS 0. Gata? Haide, vin cu asta. Nice. O să jucăm așa. AVP, pistoale și arme. Da, să vrem așa. Deci băgăm AVP, da? Da. That city map. Am emoții, frate. Bă, mi-ai zis? Parcă am făcut o rău să stau. Eu sper să fie egal. Bă, Snake, tu de ce n-ai intrat în turneu? N-avea cash. Ah, n-avea cash, am înțeles. Așa. Dar pe echipă nu faceți? Ba da, după turneu așa o să facem și mai bine, pe dacă. O, tata. O, fuck. Un pic de urmă. Maghează, maghează. Facem oleacă warm sau? Poftim? Facem warm oleacă? Păi, nu cred că ar fi corect să ne convăcelează. Sau hai. Deci, hai așa. O să dau live prima rundă, o să aibă FaceTime 15 după care 1, da? Da. Ok, au. Baftă, țigane. Mutați nici noi camere separate, vă rog, pe mine la te rog. Adică pe mine lasă mai aici. Ok. Mutați pe Snake cu mine, cum asta de acum. Loli. User was moved to your channel. You were moved. Așa. Deci, dragi tovarăși, ne aflăm aici. Time 1. User joined your channel. Nu mai da, nu mai intra pe server, că nu ai voie. De ce? Channel group changed. Că nu este voie. Am decis să nu stai spectator. Trag mai des pentru că, până la dacă tragi mai des, nu am șanse să iei!
Deschis cu oveste, bine. O să mă mențin, sus. Să nu mă pierd, asta e cel mai important. Adică să nu îmi pierd firea. Eu să verific fiecare colțișă la tent, pentru că nu știu de unde mă poate ține. Bun. Trebuie să joc un pic mai calm. Am tras? What? N-am tras? Nice shot. O să fie un duel strâns pentru că țigan este bun la lucru. A tras. Nu știu de unde e asta. Am găsit. Și explode că capul, ceea ce este bine. Mă așteptam să gândesc așa, să... Să dau și eu un video, mă. Hai, tata. Hai, tata. Hai, tata. Opa, m-a văzut undeva. De unde tragi, mă? Nu am văzut de unde tragi, nu ne-ți cred. Au. Au. E bine că intră cât de cât. Move it, move it! E că asta cu... Am tras, nu mi... Am tras, jur că am tras, jur! Ori am tras pe lângă... Nu înțeleg. Guys, I tell you, we kill them all! Ce? Nu știu cum se joacă mapa asta. This is our fight. Best of 3. Best of 3. Știi cum facem acum? Now is the time. Luăm pe ăsta că e victorios. Nu cred așa ceva. Yeah.
înțeleg. De ce în fiecare rând o stă un zic? Ce vrea să obțină prin asta? Pentru că eu n-am de gând. Dacă e capul sau nu. Și știu că acest moment este foarte prost. Nu să mă concentrez aici. Pentru că vreau și eu să câștig acest turneu. Și știu că sunt frumos. Știu că sunt foarte greu să-l bat unul ca pe țigană, pe ca unul ca și țigană, un astfel de... Optim? Bine. Bine ce? Țigănele sunt adresate destul de bun, are reflexe foarte dezvoltate și poate să te surprindă în orice moment. Gândește foarte bine jocul în primul moment. Asta contează cel mai mult în CSGO. Contează și să ai reflexe. Dacă îi dai unui copil un cuțit și nu vezi să folosească degeaba. Cam așa. Mă știa că sunt pe mijloc și m-a așteptat pe un colț. El a avut cover, n-am avut cum să-l omor. Pe moment e greu să gândești sub presiune. Să apropie la un punct. Let's go. Da, știu că se aude prea tare CS-ul și am avut prea încet. Am dat CS-ul mai tare ca să mă ajut pe mine. Îmi pare că mă aud prea încet. Push, push, push. Dar nici nu prea vorbesc când trag, deci nu prea văd sensul. Mă joc aici cu totul. Da, m-a văzut cumva. Nu știu dacă pot să obțin un album pe cutia asta. Ce să-i găsesc acolo capul ăsta cu greu? Cu destul de multe dificultăți. Stay frosty. Hai dacă intra asta, mă, să-i așa vede. M-a văzut și el. M-am băzat de la, știe că ies numai pe mijloc. E că m-am băzat. O trebuie să-mi schimb cumva tactica. Let's go, let's go! Să ies în partea asta atunci. Dacă știu că ies acolo.
N-am văzut, jur că n-am văzut dumneavoastră asta. Se apropie. Și nu e bine. Let's do this and get back in time for chow. Ale două este asta, nu e mai asta. My god. Let's go everyone. Nu mai stai țigane, să terminăm odat. Chiar de ofițe pe el. Joacă atent, nu-mi place. N-aveți voie să intrați pe server, din păcate. Ce face? Unde ești? Acolo. Let's win.
Asta nu e bine. Pentru că AVP-ul este cea mai bună categoria mea. Let's go. Așa. Am pus mult. Nu prea văd modelul. Foarte prost la pistol, nu știu ce am pus pistolul ăla, dar cred că aș fi putut să închid Move it. Dacă aș fi pus al meu. Adică sigur este foarte bună pistoare. Cam asta cred că ar fi categoria lui principală. Trebuie să am foarte mare atenție. Foarte multă atenție. Foarte să fiu foarte atent. Îmi dă cap și mă lasă numai HP, nice. Măcar nu m-am urât, am o șansă. Pot cumva să ciupesc cumva asta poate. Și am putut-o. Probabil că o să aibă o reacție ciudată când e o reacție. Da. We are Oscar Mike. Hai. M-a văzut. Aici îmi dă un cap și m-a liniștit. 102 hituri cu tot cu un cap. Înseamnă că un cap nu mă moară. Poți să profidea. Go. Te-a puținut de la orice distanță. Nu știu dacă e o idee bună să mai vorbim cu chestia asta. Sunt foarte clar la pistoale. De câte ori e nevoie să spun. Mă vorbesc foarte serios, deci sunt foarte slab la pistole. M-am bazat că o să-i fura VP-ul. M-am bazat că o să-i fur unde de AVP și o să am 1-0 acolo. O să trag decât de pistole și probabil că sunt și armele, sincer, cam asta cu pistole. Însă se pare că și țigan alb. Știa că sunt un player foarte bun de AVP. Și știa că știu că el e un player foarte bun de AVP. Așa că a fost un duel foarte strâns. Și la aia că până la urmă că m-a bătut, chiar dacă am avut un AVP destul de mare. Cum am și acum de altă și sper să nu pierd, pentru că ar fi un dezastru. Dar prinde cât un glonț, măcar un corp. Poate se mai panichează dacă e mai low HP. Problema este că trebuie să țin cont și de gloanță. Nu știu acum de pistol, așa cum pun eu. Trebuie să țin cont și de gloanță. Let's go! Dacă pierd gloanțele, să le mut cu lama este foarte, foarte greu. Move it! Prind one tap după one tap după one tap, o să mă jubete pe asta, sunt destul de nevocoase. Let's roll. Nu scoate niciodată, am ofiut de la USP. De care stai din care nu știu care știu. Nu s-au terminat. S-a terminat înscrierile pentru turneul, din păcate. Poate l-ai distrat montaj. Stay right here is where we end this. Dacă am specificat undeva, însă câștigătorii au intrare gratis la următoarea ediție. Aici sunt morți, nu e bine să mă jucăm când mă jucăm.
gimnastică foarte bună. Let's do this and get back in time for Chow. Nu intra cât de cât aici. Counter-terrorist win. Un 11 la 4. A fost 8 la 7 în prima apă. Nu trebuie să mă pierd, cred că asta e cel mai important. Atât în primul individual cât și de echipă, nu trebuie să te pierzi cu fire, atât în cazul în care ești. Au, însă și în cazul în care ești. Pentru că nu știi niciodată cum se poate întoarce starta. Deja, după cum vedeți, a luat o rândă. Încă ai văzut modelul din părere. Nu prea știu să joc cu pe 2001. Că de asta am și luat eu 11 unde. Probabil că dacă... Da, asta putea să funcționeze. Probabil că dacă mă apropii... Now is the time. Dacă mă apropii destul, poate pot să-i pun probleme. Cred că ar fi o strategie bună. SF-ul nu știu atât de bună de apropiere. Față de pe 2000. Pentru că... This is what we have been working for. Eu când sunt pe 2000 poți să faci două blanțe la tot. Bun timing aici, fix când am schimbat ținta a ieșit. Este un timing foarte bun. Însă i-a ieșit oarecum. Oare și el vrea să facă un engage in close? Adică se apropie. 30 în 2 hituri, dă 15 pe hit, asta înseamnă că aș avea nevoie de 6 hituri ca să... Together we can do this. Ok, info, nu știu dacă am făcut bloc, corect. Mai ai urmă și mă apropii, mă apropii de 16, e bine. Go, go, go! Go, 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 ok. 15. E bine. Come on, let's go. Am avut și am luat harta. We have our revenge. Acum totul se va decide pe harta de arme. Vreau însă înainte să văd ce mai a spus chat în acest timp. Și... Mai trebuia să văd ce a zis chat-ul și după aia o să mă piș. Dau dislike-ul, bă, haterilor. Nu voi rușine. Nu pot să cred că asta la bătaie de la țiganul. Asta nu la bătaie de la țiganul, este 1 la 1. Battle assist, nu-l bat eu. Battle frate. Care e pe-ul serverului, nu ai voie să intri. Salut assist, sunt noul helper. Salut frate, mă bucur că ne urmărești. Eu zic că o să câștige Vulcan. Da, poate. Poate nu. 1-1. Îl bate 2-1. Logic că îl bate 2-1, că 2-1 nu se termine. Și pe-aia mă bat și eu pe țiganul. Ah, vreau să fie că eu îl bat. Mă sper să ai dreptate. Mă duc până la baie înainte de asta. De unde căpacodul? Stați așa. User left your channel. Doamne ajută și sfințește și apără-ne,
capul de one-tapurile lui Țiganu. Numai după grade se țin. Și-a băgat time-ul. Aia zic că poți, zic Țigane, nu plus că asta e, unul bate. Dai mult să te ajut. Nu, mulțumesc, vă că este destul de prietenoasă. Your channel was edited. Comunitatea, nu aveți voie să intrați pe server. Bă, că este destul de prietenoasă comunitatea de aici, deci nu am nevoie de gada, mulțumesc acum. Mă uit. Ce tot te litesc pe aici, mă? Mulțumesc. Mulțumesc, Dolly Pop, pentru că a făcut canalele astea speciale ca să nu mai pot să mă pot altcine asemenea. Channel switched. Da, Tigane, amint. Hai că intru acum. Gata, hai, bine. Nu mă așteptam să te bat la pistole, sincer. Eu mă așteptam. Mi-a luat multe cu pe 2000 euro. Asta, dacă n-avem. Eu abia așteptam să intru pe 2000. Fan un focat al lui Tigan. Hai, baftă. Ce? Channel switched. Channel switched. Și iar îmi la trăpenie. Lasă-i când joc și eu, îmi zici, te rog. Poți să joci după mează Mister cu Duck și după poți să joci, desigur. O cu mine, cu Țiganul. Sau cu Tiranianul. Da, cred că dacă Tiranianul este... Țiganul este... This is our fight. Bun, ca să pot să mă duc să bag. Mă pă, freeze time, te rog să nu mai urli, câine. 1, în ce secundă, păi. Te rog să nu mă fie mură deja, nu. Gulu, cu 2. Come on, come on, let's go! Nu cred că am vă șanță. Sunt un... Bă, câinele, mă, titaj, mă, din vă, că nu am închipat mai. This is easy. We kill them, and then we go home. Suntem la fermă foarte slab. S-a schimbat. S-a schimbat ea. I-am încărcat. S-a făcut râd din greșeala. Putea să mă coste rând. Ceea ce nu era bine. M-am spune spate dacă l-am luat pe de-aia. Pau imediat. Mă fie pe de-aia. Mă duc să mai mine M4 decât cu acau la... We must move! Am văzut ceva. Și mă distanțez ușor, ușor. Este bine că mă distanțez să... Zic că nu este un mai ceva să vină. Uuuu, acest shot a fost un restul de bun. Ce spawn cu aia. Nu am să fac asta, e random spawn. Let's go, let's go! Uite, the terrorists win. Te rog unde acum. We must win. Te-am auzit? Ce schimbat am? Nu? Am făcut pas, fac. Dacă a fost pe fază, a revenit pe sus. The terrorists win. Pe se câștigă unul de acasă după care scrie. Guys, I tell you, we kill them all! Terrorists win! Am digger, nu am venit să-l folosesc. Let us go! Terrorists win! We
automat. Avea un hit. Nu astfel de nou. M-am auzit, e clar. Trebuie să fii spawnat pe sus. Ce-ai în cap, țigane? Luăm să mea, aparent. Deocamdată. Dacă fac pe sus, nu-i atât. We must work together. Impecabil. Am explodat deja. Ops. Asta pare bine. Oh, the terrorists win. Mai bine, rog. It is time now, my brothers. Nu fac ghidușii mai. Nu fac ghidușii cu mine. Ghidușii? Da, ce dacă vă nu. Go! Am auzit când ți-ai schimbat arma. Let's go, let's go! Am văzut. Am văzut, am văzut cred că un vâr de armă acolo pe care l-a aruncat. Grab your gear, let's go! Asta a fost, sper că reflex foarte bun. Adică nu sper că, adică, asta n-a fost. Go, go, go! Deși ar putea profita să-l flanchez pe sus. Let's do this and get back in time for chow. Dacă îl flanchez de sus, am de câștigat, însă am o bine pe rampă să-l sus. Stay frosty! Și ți-am prins o lovitură în capuleț. Sigur, este cel de care mă tem cel mai mult în grupă, de sincer. Dacă trec de alții, sunt convins că voi câștiga grupa. Da, foarte bătă. Nu a fost frumos. Matchpoint, sunt sigur că v-aș juca foarte atent aici. Avem aici spawnat sus, da, 20 de runde în care nu l-a spawnat sus. Și fix acul spawnează sus. Deci poate e din nou acolo. Oare așa funcționează?
We did it. Sunt bogat. User joined Ma, pe de căcat în pune. Bravo. De tura viitoare le băgam pe alea care ți le-am dat. Nu, aia de AWP, spre exemplu, nu merge. Ce? Aia de AWP nu merge. Lasă AWP-ul. Bravo, puțin, hai joc cu Ecan. Stai, urmează Mr. Kudak. Vedeți că... Suicid. Vedeți că acum doar voi o să puteți să-mi mutați pe ăștia. Okay, hey, wake up! Pe canalele astea. Și să schimbați părul la mix. Ok, hai jos la spectator. Channel switched. User joined your channel. User joined hey, your channel. Wake up! User joined your channel. Dim. Forța si. Ce vrei să spui, Cam? Bă, Asi. Forța si. Bă, faceți-mă puțin de niște. E ăla, Tiranianu. Tiranianu? Ești aici? Asi. Poți să nu, spui e on pe Steam. E Moșulica aici, Asi. Moșulica, bun, deci fiți atenți. O să joace Dac cu Mister acum. Dac e aici? Dac da, e aici și e și Mister, da. Ok? Deci o să joace Dac cu Mister. Ce joc? După Dac cu Mister, o să urmeze Moșulica cu Tatiana. Nu, Ecad. Și după aia Moșulica cu Tatiana. Ecad, no. Păi, cu mine? Păi vorbește cu Tirania noastră, că mie nu mă răspunde la toată, dar e online pe Steam. Dar Moșulica? Răspunde... Eliminat. Dacă nu-mi răspunde, bag mă cu ce nu știu aia. Bă, Moșulica. Da. Tu când poți juca? Acum. Păi, gen în jumătate de oră, poți? Da. Hai, că e bine. Deci, azi o să vorbești tu cu ăla. Și dacă nu o fac cu o țigană. Bă, revin în 30 de secunde. Deci acum joacă Mister cu Dac, nu? Da. Și eu sunt grupă cu Dac ăsta, nu? Cine? Eu, Vulcan. Nu. Nu. Cred că eu nu mai joc. Dac e în grupă cu System, Shobi și Mister. Cu cine e? Cine întreba cu cine e? Vulcan. Vulcan este da, de... cu Colmie, Skip, Khan, Mobile și Aqua Blue. Eu nu cred că mai joc în seara asta. Nici eu nu cred. Ok, Gigi. Da, mie mi se pare o prostie asta. Eu zic să fixez o oră fixă la care să intrezi. Dacă corect. Nu ai intrat, asta e eliminat. Adică nu joacă fiecare când are timp. De ce? Îi pui și tu o oră. Adică durează, eu zic că durează prea mult. Așa fac, facem da. Un match, că câștig sau pierd, că mai joc altul. Adică, da. Corect, mai bine jucam în seara asta tot și că era și... Da, da. Sau vorbește cu Pratace, ceilalți. Pratace, ceilalți, adică... Vă pardon, cu Ina... Ceilalți concurențe, concurențe, îmi cer scuze. Îmi place că ești internet. Ma... Adică oricum, frate. Nu cred că... Tot ăștia cu rancuri mai rămân. Ma... Da, dar... Dacă... Dacă îi pun, spre exemplu, lui Vulcan Magic nu poate să intre și joacă cu altcineva care e rang mare, important, nu pot spui că e corect după aia. Bă, mai poți să joc o dată cu AK? Nu. Acum. I-am făcut asta ca nu. Să jucăm, nu ca să facem până prezentare. Nu. Păi asta zic, că nu se prezintă toți și ar trebui să le impui o oră. Păi o să se prezinte toți. Dacă nu o să se prezinte toți, nu o să mai joace pe muncă meci minusul și aia. Ok. Bun. Da, mă, vreau să mă joc și eu. Deci Mister cu Dac acum pe server. Ok, ok. Asi, tu vei fi spectator? Cu Arunu? Da, eu o să fiu spectator. Da, cu Arunu. Hai, Dac, că țin cu tine. Știu că poți. Eu țin cu Mister. Eu nu știu asta. Eu te cred. Cu cine ții, Lollipop? Cu mine. Cum scrie acolo? Îngânfat. Îmi dă un fază. Care e problem? Place 2016. Păi dacă... Bă, dacă așa zice lumea, bă, măcar să fiu până la capăt. Sunt comunist îngânfat. Hai, Dac, eu te cred. Asi. Hai, Mister. Asi. Da. Eu când joc? Mâine. Băgă-mi și... Acolo,
Cine, cu bunicu? Sau cu... Cu amândoi... Oooo! Senior joacă contra 2, nu? N-aveți voie să intrați pe voi să vă Hai, Doc! Intrat! Mi-e ortiți. Facem la mea așa asist sau... Okay. La medalia la alte. Cât a fost la ultima păcuțică, nu știe cineva? 16-10 parcă, sau 9. 16-14, nu? Nu, aia a fost la prima. Bun, deci s-au jucat 2-3 meciuri. E bine. Copilul meu a pus în grupă cu ăștia care nu joacă și trebuie să aștept până mâine. Dacă nu joacă nici mâine, vreau banii înapoi, nu mă mai juc. Hai să trângem în aer. Allah Akbar. E bine să vrei. Eu te cred. Mai ales că te vedea Lollipop. Îngânfatul ăsta comunist. Channel switched. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Dragi, tovarăși, concurenți. Negativ. Bine ați venit la primul vostru duel. Aolo, mă fac să am și mai multe emoții. Eu sunt gazda voastră, Asi Fermecătorul. Și astăzi așa, o să vă filmez toate spray-urile proaste pe care o să le dați. Mulțumim! Așa, mersi că mă susi. Toate fail-urile handicapate și o să rămână pe YouTube acolo pentru toată veșnicia. Și când o să veniți la mine să spui mâine, Asi, o să-ți arăt alea. Uite, bă, Asi. Da, în rest o să fie bine, stați aici. Ei, nu mă ceai. Deci, dați la mea. Câștigătorul lamelor decide 8 din amapelor, ok? Ok. Ca să știți de acum, la mapa cu pistoale este USP și P2000. P2000 are Tero, USP are CT, ok? Câștigătorul de asemenea alege cine, la ce echipă o să stea. Ok. Ok. Nu vă înjurați încet, vă rog frumos. Deci nu cred că e cazul la voi. Nu. Bine, poate la DAC. Sau... Hai că... Hai că... Ce mai face asta? Ca și jur o leac, dar știu că mi-au bani. Aia, nu ți-ai că... Mi se încarcă terenul să aici. Nu ți-ai că nu mai are review-ul după aia. Da. Nice. Deci, o să dați... Dame aici, de ce nu? Chiar nu contează. Hai, na. User joined your channel. Da. Țiganu, fratele podcaster. Bravo, Țiganu. L-ai luat la VP. Da. Acolo, bravo. Felicitări, Țiganei. Hai că îmi tremură penis în pantaloni. Stai liniștit. Poți să-ți dai pantaloni jos și nu o să mai stai în pantaloni. Mamă, ce mișc, clic am dat. Că-i mai fost. M-ai spus că nu vede decât toată lumea care mai participat. Nu stau liniște. Poți să închid live-ul. Ziua din MP loc. Pistol, arme, AVP. A câștigat Mr. Pistol la mine. Pistol, arme, AVP? Mhm. Unde încep la pistoale, la City sau la Tero? Unde e USP-ul? USP-ul este la spectator, la City. Asta o să rămână toată viața pe YouTube, Asi. Deci, USP, da? Da. Mulțumim sponsorului nostru de unde pentru USP. Noi nu. Connect to CSGO, please. Dacă aveți contul de Steam, puteți cumpăra Zelende, le dă la 5 euro, din câte știu. Sunt conturi absolut nefolosite, au... E țeapă! Tajmă. Au și bani pe wallet, pentru că el l-a folosit doar ca să ia tokenul de la server. Câți bani au pe wallet? Adevăr, mi-o dat și mi-un cont? Nu știu câți bani au. Da, dacă i-am cumpărat. Și lui Țiganu, lui Doc, lui... mai mulți, lui mai mulți. O ce ca fundea scam. Hai, Jean, free fire zone. Ia scoale Țiganu. Să știu că e în piscinat.
Gata. 69%, nice. Așa, la fel. Revanța. Mamă, e de mapă. Ce cum o chestie este? Unde zici că e USP-ul? Ok. Gata? Hai că nu trag pe lângă. Hai. Decolgăm felul următor. Când o să vedeți încet acolo live în 3-2-1, începe meciul, da? O să luăm pe canale diferite, vreau să nu mai faceți. Așa. Nu vă înjurați. Pe harta de arme nu o să aveți voie să luți AVP-ul care se află pe hartă. Da. Nu vă schimbați. Adică ce am contat. Ce vreau să mai zic baftă. Cel mai bun să câștige și... Nu uitați să donați la asta. Acum sau da? Baftă. Deci, prima rundă o să aibă freestyle 15. După care o să aibă 1, ok? Ok. Baftă. Mersi. User was moved out of your channel. Mister de la CT. Așa. Hai și noi l-am broadcast. User left your channel. You were moved. Te joci cu mine? Gata, am pus FaceTime. S-a pus FaceTime? Da. Și începe primul match din grupa C. Dacă pușează, Mister nu se aștea pe asta. O să iasă din ea. Oh, și l-a văzut Mister. Oh, nu am tap. Dacă de să descoperi aici. Ia să facem și un pic de reclamă aici. Două secunde, vă rog. Gata, m-a spus pentru întrebarea de câteva runde. Ce tratare l-am visto. Nu știu niciodată. Nu știu niciodată cum sunt. Oh, dacă l-a văzut primul. Băi, dacă se place de reciproc. Oh, ce cred. Cred că a încercat să fie spre ăla. 3-1 pentru Dac. Măcar un plăț, nu. Nu le-a tot un mic de sau ce-am dat. Bă, da, opta s-a înscris? Nu. Mai ales că nu are bani. Mister are emoții. Și dacă are emoții. Hai mă, nu fiți așa. Să vezi mie cum îmi trebuie un round când era 14-14 la VP. Bă, bătea inima, mai bătea unul. Mai rău ca la cu tremur. Și mie să mă arăt când am înțeles acolo cum fie, era în ceea genul gata, mă bătă. Bă, dar venea greu că mă ridicam pe treptele alea și mă ridica și atâta de la sus. Ce mai acum, o să mă rog, mi zine așa de grafele. Aici aveți harta.
Dark Dodgers și Mr. Flying Fan se află în grupa C. Este primul meci care se desfășoară cu scopul de 6-3, este prima mapă. Mr. a câștigat și partida de lame, alegând să fie CT și să se înceapă cu pistoale, continuând cu AVT, parcă. Scram. Sam, trebuie de la... Stai acolo pe ținta pe capul lui, însă nu trebuie prinde gând. Bă, dar stau timp să scrie sau... Oh, bă! Registrat de Mr. Frank. Știi ceva de Shobi? Da, vorbesc pe altă oată. Ah, unde e? Nu știu, cred că acasă. Nu se mai joacă atunci. Nu știu, mă joc eu pe ecran. Trebuie să joace și... dacă nu răspunde... Să văd cum am să facem. Ăștia doi. După aia... Ăștia pe grupele în care nu s-a jucat niciun meci, deci... S-a expus mult acolo, ăsta. Însă rămâne cu full HP, iar... Da, după să termin meciurile de azi. Gen, adică puțin jumate din ele, din două grupe și mâine are celălaltă două. Mai are decât 6 glanțe, Mr. Încearcă one-tap-ul. Mai are 4, 3, 2 glanțe, cred că și ele se speria de acest lucru. Un glanț, un singur glanț. 35 HP. Și Duck știe asta. Ultimul glanț, one-tap, nu are glanțe, Duck știe că nu are glanțe. Duck încearcă să nu are 4 glanțe. Acum nu are nicio glanțe, de ce? De ce accepta acest gol de mamă? Putem clar să iau o rundă și să fie 7 la 6 și să se apropie. O decizie destul de proastă aici. Da. Probabil că... Ai o respect. Absolut că mister am așteptat. Însă asta l-a costat. O detașare de două puncte. Ultima rundă acum din prima epizodă. 10-2. Este cam pentru că trebuie să te facă. Oh, ce la tărțe. Îi tot ține ținta pe cap. Ținta mea e fixă pe capul lui. Ținta pe cap. Se vor să scoată pe tip. Deja scoată acum când fac și Twitch, am și alt Twitch tu, am Netflix. Fac și stream. Și ce se go și OBS și toate astea să se trebuie o coborâre de asta. La, pe așa nu merg. Eu pe mapa asta am limită, nu știu ce dreau. De 70 nu-mi trebuie. Mr. Frenzian are headshot rate din 9 kg de 88%. Pe când Dark Dodgers 6 kg au 83% headshot-ul. Iar acum Mr. Frenzian are un headshot rate de 100% din 2 kg. Și de asemenea... un... încă un head aici, Christmas. S-ar putea să ia mapa asta. Da, sunt convins că... Mr. are avantajul acest mapă. De ca știu ce ce are spune de acum. Hello. Salut. Cum o să... am tap aici? Cred că Duck deja s-a pierdut cu pirea. Că când a văzut că... Azi? Ți-am făcut un plasament pe forum. În ce? Un plasament. Cu ce? Cu ăștia. Cu meciurile. Cum o să fie cu rezultate? Nu sens. Le-am, mă gândeam să le postez pe toate la sfârșitul zilei. Păi, așa. Păi da, gen, când terminăm și astea două meciuri, acum le postez. Gen, trimite mie screen. Că mă ocup eu de el. La finalul zilei, mă. Lasă că le postez eu. Nu sunt chiar las. Lasă spus încă.
ăsta. Lasă-ți pe sus. Topicul ăsta. Ce arată? Oricum nu-i poate pe ultima e 3, vreau. Da, mai aveam singur bun. Da, se pare că e mapa lui Justa. A câștigat? Acum ia, mai cipește o rundă. A văzut că se poate zi la urmă. Încercare de prinde. A încercat să-i prinde capul acolo. Da. 76 versus 76. Da, de nage este egal. Mi-e stare atât de meciul aici. Cum mă avea pe nu? Da, nu, pistoane, arme și avea pe azi. Bag asta ca să nu iese de azi doi. Sincer. Nu aștia care se avea pe sora mea. Ia mută-l pe ăla încoa, pe mister. Pe cine? Pe mister. User was moved to your channel. Ai zis AVP și arme sau arme și AVP? Am zis arme, dar dacă vrei, las așa. Nu, nu, trag arme. Da. Ok. Move it, move it! O să conecteze și el ca să mă uită pe... User was moved out of your channel. Bărt chestele care le știu. Ăștia n-au mă fac unde aia. Oh, am luat zoom. Ba, să mă arăt. Cine e regele la VP de pe comunitatea asta? Eu. Eu? Eu, ai avut noroc. Ce? Shut the fuck up. Mi-ai dat capul. Bă, dai drumul aici. Bă, aveți noroc când am jucat aici. Nu mă țin. Oh, bă, se vă, dai drumul. Tu de ce nu te-ai spus? Când am... N-am avut mărunt. Să știi că poți să dau și tu. Acum am zis. Oricum, momentul. Ce? Ce se întâmplă asta? Oricum, nu cred că aveam timp. Sub. N-aveam timp să stau să jur. Dacă zici tu, eu dau te-am întrebat, nu mai să din cap, să-mi fac tema la mate. Care te-a pus? Ia să-mi fac tema la mate. Băi, tigaie, broadcaster ești tu mai mult acum, că am și de stabilit bun cum ne-am. Oh my god, oh my god. Ai intrat, dac? Si mister. Lasă că le fac altă dată blocul. Gata, poți să dai la live. Sper să nu primim spawn out. Un spawn destul de cutie, cutie. Bun. S-a băgat freestem? Da. Mister, dar mister, guarda. Dar mister e mister. Domnul Tigaie, bro. Da, este pe platformă. Mister nu se așteaptă de la ogla asta. Tot așa. Nu pot să crea. Oh, nu. Oh. Păi deci, cred că mi-e stafi trebuie să câștigea să mă dețin cum că el a avut avantajul. Da. Pentru că a avut ținta pe capul lui, nu știu ce înseamnă vedeți asta acolo. Și a schimbat arma și asta la adevăr. Oh, lăsă ținta pe ținta. Da, însă amândoi abordează un stil de luptă cu crouch. Se pare că mister o luptă. Da, pe această mapă.
Da. Asta conduce cu scopul de 5 la 1. Nu mă știu să iau diferențele de mult între cei doi. Sincer, am jucat treaba competitivă în trecut cu Duck. Însă cum este, nu am jucat. De... sau deloc. Este merge 2 și Duck tot merge 2. Fă destul de chiar. Mister l-am văzut. L-a văzut, da, dar nu cred că l-a văzut. Se pune crouch. Aparent acum a fost. Două kill-uri, două head-uri pentru Duck. A putea... a putea să fie. Însă... oh! În headshot rate de 85%. Puțin demoralizat, Duck. Dar probabil că se trebuie să fie toată cultă în primul mapă. Deja îi lose, da. E dezamăgit de evoluția asta, probabil. Un spawn foarte mult pentru, da? Da, Mister. Da, da. Dacă n-ar face flash... Dacă încercați să tragă la cap, îl vedea full ban. Cred că l-a auzit Duck, nu l-a auzit. Niciunul nu se știe. Pe ce la... nu se știe pe... asta e bine. Duck... hai că vorbești tu, română. Da. Gheorghe, hai de scrieți mai mult. Dacă vreți să vă copiați pe urmă râs, dacă vreți să vă scrieți. Wow. Dacă vreți să vă copiați pe urmă de râs, scrieți pe Google. Perle... sau la formă, așa știu. Noi bine stai AFK, cât timp? Ne-am necru să... se pare că-ți tragizia mai se. Crouch-ul... crouch is love, crouch is love. La presatul. Ia, da, asta e sara. La presatul un pic Mister aici, din asta pe... bă, are venit de la 7 lui. Dacă are venit de la 7 lui, am fost. A văzut capul. A fost gândită bine. Mister n-am putut să reacționez. Mă rog că Mister l-a văzut, l-a văzut mai târziu. Că am iortiți. L-a văzut. Știu, Mister spune, că Mister se și panichează acum că se de cădea, că legalează. Da, asta s-a făcut eu câte ori. Influența lui... influența acestui lucru l-a terminat pe Dark să aibă evoluția mai bună. O, Mister se apropie acolo, pe sus. Îl vede. Și prinde. Și ia una trocânele. Ia uite. Ia-l pe ăsta că mă mușcă. Amândoi se gândesc să urce. Nu, Mister s-a răzgândit. Cred că dacă l-a uite, văzut. Uite cum avansează unul pe lângă altul. Dacă... Oare cine va fi primul care se va uita? Nu l-a văzut? Nu. Cine va fi primul care se va uita? Acum merg în direcție. Sunt unul lângă altul, efectiv. Se pare că nu este... asta a fost... asta a intrat cea mai epică pentru un ăsta. Este presat acolo. L-a apăsat foarte bine și l-a mai presat. Așa este mai tactic, pentru că nu trebuie să pierde. L-a văzut, Mister? Oh, iar ea să rețin. N-a prins-o la vitru pe tine. Bă, totuși cred că o să revinem, da? Și o să galeze. Aș vrea să văd unde la VP. Cred că Duck e avantajul la VP. Ia zi. Pe cine? Pe Eagle. Ce-am urât.
ce environment plăcut nu așa. Dacă încearcă să se duce. Și mister, și mister a fost. La două puncte de meci. Adică la un punct de meci. La două de câștigarea cei de două mape și la un. Da. A avut un headshot very mai bun pe prima de prezent. Ce să-ți lasă pasă de 40. Da. Point and match. Gata, acum vin să mă rând. Și se pare că este pauza de masă pentru contributul nostru broadcaster. Asi. Noi de aceea am un post interview aici. Hey, da. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Faci tot mister pentru prima ta victoria în sistemul nostru toată primul match. Mersi. Cum te simți? Ușurat. Ușurat. Ți-ai dat drum? Pe prima mapă ai câștigat cu un avantaj destul de mare. Ce, cum ai intrat pe a doua mapă? Cu ce speranță ai intrat? Pe a doua mapă am intrat cu speranța de a o câștiga pentru a nu intra la AVP. Deci nu e punctul tău foarte sau e da. DAC. Nu știu dacă e punctul foarte al DAC, dar nu mi-a plăcut mapa de AVP. Înțeles. Cât am înjurat, am putut înjura să-mi bag piciorul. DAC să mori. Mip. Mister. Da. Du-te în frigider, te rog frumos. DAC s-a apropiat la un moment dat pe doamna cu de tine, te-ai speriat un pic? Da, m-am speriat. Tu ce ai simțit DAC când te-ai apropiat de un pic? Fauleu, îmi strece inima sus din prie. Crezi că puteai să-l bazi dacă AVP-ul era a doua mapă sau măcar prima? Poate, nu știu. Crezi că runda de lame a influențat mult rezultatul acestui meci? Poftim? Runda de lame, crezi că a influențat mult rezultatul acestui meci? Nu. Nu, ok, am înțeles. Mulțumesc pentru... încă o întrebare înainte, de fapt. Mister, acum că ai obținut o primă victorie în primul meci și că alte meciuri nu s-au mai jucat la voi în grupă, cu ce speranțe ai de gând să termin grupa? Să am bolanul de-al bate pe Shelby. Am înțeles, le sper la un bulan de loc 1. Da. Dacă tu trebuie să recuperezi un pic, crezi că o să poți? O să-l întâlnești pe Shelby și... Pe încă cineva, de acum știi. Pe Mr. System, care e sub... Da, pe... exact. Pe Shelby și pe System. System este un jucător destul de bun, crezi că o să treci de el? O să-mi activez eu, ai un warhack-ul, să ce am nevoie. Băi, acum este pauza de masă pentru minunatul nostru iubit broadcaster Asi. 10 minute mi-a privat familia voastră, nu va... Mulțumesc pentru meci, băi. Deci mii cozonac. Nu zau cozonac, pa. Ceau. Salut, poftă bun. Channel switched.
fasole, mâncam la jumătate asta. Hai ca ma pricep așa, nu? Ok. Hai ca ma pricep așa, nu? S-a jucat. Bă, nu s-a mai jucat. Bulato. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale. Channel switch. Sal. Salut. Care ești, mă? Hai, eu cu moșulica, nu? Asi, cât ai? Stai. Nu vă spun de... Stai că noi facem alte competiții. Țiganul, ce faci? Channel switch. Asi. Salut. Care ești, mă? Cât ai răs la... Ana? Poftim? Cât ai răs? Voi înțelege ce se spune? Cât ai râs? La ce? La meciul nostru, am eu și-a lui. Destul de mult, sincer. Asi? Mm. Eu cu moșulica, nu? Da. Bă, hai că eu duc la urmă. Asi, stai mă. Ai mă vorbit cu ratatul ăla? Nu răspund de tiranian. Și Eagle... User joined your channel. Uite că vin țiganul. Ce vrei, mă? Ce vrei cu mine? Ce vrem? Nu știu ce vrea să-i comenci, că Eagle nu știu ce și n-am mai putea să mai zic, că ai intrat-o. Păi da, mă, țigane, așa face. De mă. Eu cu moșulica acum, da. Zi-mă, Asi. Eagle, hai. Poți să joci tu după ei sau trebuie să ieși? Eagle. Băi, eu joc, dar nu mai să spun, nu mai să termin ăștia mai repede. Bă, Eagle. Moșulica sau Yakuza, care trebuie să mai jucați unul? Eu juc acum cel mai bine, dacă... Hai mă, frate, lasă, dracu, jucați. Trece și jucați la meci dacă tot jucați. Hai, sus. Ha. Channel switched. User joined your channel. User was moved to your channel. Moțarele și pe ăla, așa, care. Deci, băieți, haideți pe server, știți server-ul? Da. Stai, dă-mi și mie, că eu nu știu. Nici eu mai... Stați că vă dau direct cum trebuie să vă conectați. Da, da. Suntem mai nu. Joacă să-i vă aici. Că e asta în consola? Care? Asta. Așa. Voi sunteți în grupa F. Deja tras F. E bine. Ce nu mai ai mâncat așa jucat, dar nu mânge bine. Hmm? Ce lume, prost. Eu? Tatiana unge bine, mă. E bine, mă. Da, unge bine, știu. Să-mi spuneți când v-ați conectat. De asta mi-a frică. De cine? De mapă. Ia, mă.
Așa. Deci. Nu aveți voie să luați AVP-ura de acolo, da? Eu mă AVP, bă, da. Și nu aveți voie să luați astfel. Nu vă înjurați. Da? Bine. O să faceți lame. Câștigătorul lamelor vă să aleagă ordinea mapelor și la ce echipe începe. Deci, moșulica intră acolo. Lame. O să schimb și o scenă. Adică asta se poate jocul. Bun. Și puteți dați domnul lame. Prima rundă, după ce o să începeți, o să aibă freestyle de 15, după care o să aibă freestyle 1 secundă, ok? Ok. Primul care ajunge la 16 câștigă o mapă. La 2-0 se încheie match-ul sau 2-0. Ok, moșulica, spune ordinea mapelor. AVP, pistoale și arme ai. Cum vrei să pistoale și arme. Pistoale, arme, arme, da? Da. Știi mapele, da? Da. Bun, și unde vei să începi, la Tero sau la City? La Tero. La City. La Tero este pe 2000 și la City este USP. La City. Ok. Și demonează mapa, da? Da, da. Move it, move it! Hai că nimeni se demonează pe cincioare. Dacă Cristi dau vina pe ping. Hai pa. User was moved out of your channel. User was moved out of your channel. Acum băgăm freestyle. Băgăm niște semnișorune bine foame. Am mâncat acum. Match-ul dintre Moșulică și... Scuza, asta că n-am început bine, începe acum. Tatiana, deschide scorul. Ha, mă scuze. Polen din aia, în casă, știți voi. E mult polen în casă. Și iar mă trebuie. Am handicapat scorul, este un... Nu-l cunosc pe niciunul de... Acele de lucrurile.
la Eagle Master. Drăguț. Și este scoare 3 la 2. Surprizător un pic. Pare că își vine încet încet, adică nu se degradează prea mult patrona. Nu știu de ce și-a ales interpistoare, nu-l cunosc personal. N-am jucat pe niciodată pentru a ști dacă adică... Se pare că se ține, se ține Tatiana de el. Caut acum șurica la văzut. Să n-a pur. Asta n-a secat un pic și mă șurica a secat mai mult decât ea. Da, ce este? Era încă una fără glanță în mijlocul unei bătării. 43 HP pentru mă șurica. 9 HP. Scor este de 7 la 6. Oriunde a aruncat aici la gunoi de Tatiana. Scoarță asta. Ia bine. În momentul. Sunt impresionant jocul de azi. Cum ați apris pe mai văzut este mine de 96. Se pare că moșul care vine. Se pare încet încet. Este un lemn contra un MG2. Oh, frumos, frumos, foarte frumos acest atac. E, pe... Mă, pe asta îmi practicează. Grazie. Asta Guardian 1, zic.
Nu prea contează să le facem. Totuși am jocat. Vezi, tu stiga. Nu, dar e un pic cam scurt. Rosanta. Bine, a fost scurt. Se pare că Tatiana nu merge bine, are 4 luni de avans. Și e interesant. Da, chiar. Nu înțeles. Are un headshot radius 100 de ambele reprize. Oh. Nu mai fost acolo să bagi noapă. Păi de aia n-am alin. Ce-a zis pistoane? Mă să intre? Pistoane arme, a zis. Cum se numește mapa? Să înțeleg eu să văd. I'm Redline. I'm Underline Redline. Am picat un pic. Da, am acces. Nu am schimbat nici măsul. Da, am acces. L-a schimbat? Ar fi trebuit. Acum conectez și înapoi. Da, e redline. Bagă FaceTime. Interesant. Bine, am văzut alea. Era cea cât pe tine. Nice spray. Să fie
mine nici nu merește. Trebuie să dai cum, Tatiana?